acum și niște far de ochi. Oh, ce frumos! Vreau și eu să mă joc! Jennifer are mereu cele mai tari lucruri! Oh, ce-i asta? Unicorn! Ne mai trebuie un lucru! Ha? Ce faci? Dă-mi aia! Nu, e a mea! Uh-oh! Trebuie să plec! Răzgăiată, mică! Uite ce-a făcut! Stai liniștită! Pot să rezolv eu problema asta? Am nevoie de bețișorul ăsta de înghețată! Am mai multe bețișoare de înghețată și sclipici! O să presar sclipiciul pe o farfurie! O să folosesc culori diferite! Acum am nevoie de un baton de lipici! O să aplic lipiciul pe bețișoarele de înghețată! Apoi o să le înmoi în sclipici! Trebuie să mă asigur că e acoperit complet! Acum și restul! Cred că ajunge! Apoi o să le așez pe coala asta cauciucată! Am mai multe coli cauciucate! O să decupez cercuri din coala asta cu sclipici! Ambele au o margine dreaptă! O să pun niște lipici pe coala cauciucată! Ok, acum trebuie să lipesc cercul pe ea! De aia aveam nevoie de margine dreaptă! O să mulez coala pe cerc! Acum pot să atașez coala cu bețișoarele! Arată grozav! O să prind și biluța asta pufoasă! Mai pun încă una ca să fac o încuietoare! Ce zici? Wow, e grozavă! Poți să-ți ții produsele de machiaj aici! Ești cea mai tare! Hai să testăm! Nu pot să cred că ai făcut-o tu! Farturile mele încap perfect! Mă bucur că-ți place! Hei, ce se întâmplă? Ce-i aia? Stai departe! Mamă, Jennifer e rea! Știu, mai am niște bețișoare de la înghețată! A, ce drăguț! Sigur nu vrei niște castravete? Încerc să-mi fac selfie-ul perfect! Nu merge! Mindy, fă-mi tu pozele! Sigur, stai așa! Ți se face sete când mănânci castraveți? Ok, stai la poză! Cum au ieșit? Uită-te și tu! Sigur arăt bine! Ce? Părul meu arată groaznic! Folosește ondulatorul, e acolo! Bună idee! O să arăt fabulos! Aha, mă rog! Acum și o să am niște bucle perfecte! Huh? Mereu e o problemă! Ce e în neregulă cu ăsta? Uh-oh, nu sună bine! Trebuie să mă duc! La ce se aștepta? Cui pasă? Buclele mele sunt mai importante! E mult mai bine! Dar mirosul? Bleac! Trebuie să plec de aici rapid! Hei, chestia asta e distractivă! Stai, mi-a venit o idee! Cât de enervant! O să-mi fac și eu bucle? Nu o să pot pune selfie-ul perfect! Ba da, încearcă-le pe astea! Sunt tuburi de la hârtie igienică? Iu! Poate merge să folosesc banii în locul lor! O să rulez bancnota asta! Trebuie să fie strânsă bine, apoi o să-mi înfășor părul pe ea! Ca și cum aș folosi tuburi de la hârtie igienică! Hei, nu mă mai critica! Asta e ultima! Și acum aștept! Ce zici, Mindy? Amândouă să arătăm fabulos! 1, 2, 3... Wow! Wow, chiar a mers! Hai să facem un selfie! Grozavă idee! Suntem adorabile! Wow, uite ce de like-uri! Suntem atât de populare! Vai, stai să văd și eu! Ia uite, obișnuiește-te cu asta! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! O să-mi pun casa fix aici! Trebuie să-mi aduc mașinuțele! Bună, Noa! Pare distractiv! Hei, mami! Vrei să ne jucăm? Sigur că da! Pot să mă așez aici! Nu, mami! Casa mea! Ups! N-a sunat bine deloc! Nu! A fost un accident! Dar pot să repar! Sper!
Oh, aș putea folosi stiloul ăsta 3D. Trebuie să faci urgent niște reparații casnice? Îți arătăm ce și cum. Pornește de la un desen cu o casă. Apoi umple-i conturul cu un stilou 3D. Desenul va funcționa pe post de șablon. Trasează linii lungi cu stiloul peste tot acoperișul. Trasează liniile una lângă alta, fără a lăsa spații goale. După aceea, fă ușa. Și orice casă are nevoie de ferestre. Nu uita, nu depăși liniile. Acum e timpul să faci pereții. Folosește altă culoare de cerneală 3D. Desenează în jurul ferestrelor și a ușii. Apoi dă la o parte foaia de hârtie. E timpul să construiești casa, dar nu ai nevoie de ciment. Lipește elementele între ele cu stiloul 3D. Asigură-te că ai 4 pereți. Nu vrem să se dărâme. După ce ai construit pereții, îndreaptă casa. Lipește și laturile acoperișului, iar apoi pune-l peste casă. O nouă casă! Uite, Noa, am ceva pentru tine! O casă nouă? Ai și o grădină! Stai! Trebuie să-mi aduc păpușica! Ce fericită pare! Cred că îi place! Ce distractiv a fost la bâlci! Dar nu-mi vine să cred că am vomitat în carusel! A, uite, o albină! Pleacă de aici! Urăsc albinele! De ce? Cu ce ți-am greșit? Ce bine arată acadeaua aia! Păstrează-mi și mie! Ador dulciurile! Oh, nu! S-a întors! Hei, ai grijă! Gata! Acum a devenit personal! Meriți asta din plin! Sunt cu ochii pe țintă! La fix! Tot antrenamentul ăla a dat roade! Au! Tati! Ești bine? Mă doare foarte tare! Oh, nu, scumpa mea! Stai, trebuie să te ajut cumva! Nu-i bai! Te ajută tati! O să... ce mă fac? Ai nevoie de ajutor, amice! Wow, e un miracol! Vezi ceva ce-ți place? Am atât de multe opțiuni! Ia să vedem! Asta e perfectă, mersi! Nu-i bai, te salvează tati imediat! Asta o să scoată acul! O să o pun peste înțepătură! Apoi o să trag de mâner și acul va fi tras rapid din piele! Ai reușit, tati! Ești eroul meu! Mi-am făcut treaba, nimic mai mult! Ups, cred că ar trebui să plecăm de aici! Fugi! Așa, fugiți! Așa, fugiți! Așa rămân eu cu toată acadeaua! Pac, pac! Oh, nu! Un dinozaur! Apciu! Apciu! Oh, nu! Vin imediat! Apciu! Vai, băiețelul meu! Ești bine, scumpule? Ce ai pățit, puiule? Mă simt rău, mami! Hai să te încălzim puțin! Așa, asta o să te ajute! Trebuie să iei niște sirop! O să te ajute să te simți mai bine! Gura mare! Nu! Nu vreau! Trebuie să-l iei! Dragule, fă ceva! Știu! Ia cadeaua asta mai bine! Ha! Te-am păcălit! Ți-o dau dacă bei siropul! Haide! Nu funcționează! Nu vreau sirop! Ce situație dificilă! Stai! Am o idee! Sucul meu! Nu-i putem da suc! Fii atentă! Dai o doză goală de suc! Ai grijă la degete! E suficient de mare! Pliază aluminiul! Apoi bagă sticluța de sirop în doza de suc! Apoi o să bag un pai în sticluță! Și o să închid doza! E o idee bună, nu crezi? Nu e suc înăuntru! Ce șmecherie! Hei, Noa! Vrei niște suc? Da, te rog! Ce bun e! Ce băiat cu minte! Acum o să te simți mai bine! Ai auzit, puiule? Wow! Ce suc bun! Nu mă mai simt rău! Ce zi relaxantă! Wow, scumpule! Ce talentat ești! Mersi, mami! Ups! Am ratat un loc! Oare ce gust are galbenul? O să o gust rapid! Nu! Dă-o încoace!
Ce rea ești! Era cât pe ce! Nu-mi vine să cred că voia să guste culorile! Cred că am o idee! Mai întâi am nevoie de o tavă de brioșe. O să adaug frișcă în fiecare spațiu. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Mai am puțin. Acum trebuie să adaug colorant alimentar. O să adaug câte puțin peste fiecare porție de frișcă. O să folosesc culori diferite. Asta e ultima! O să le amestec cu un bețișor de înghețată. Trebuie să mă asigur că tot amestecul s-a omogenizat. Ce bine arată culorile astea! Sunt foarte intense! Parcă ar fi culori acrilice! Sigur o să-i placă lui Noah! Cred că sunt gata! Noah, ia uite! Poftim, pensula! Mersi, mami! Ce bine arată albastrul! E și comestibil! Serios? Hai, încearcă-l! Ce bun e! Oare ce gust are portocaliul? Încearcă-l! Cred că o să-ți placă! Ai dreptate! E bun! Știam că o să-ți placă! Micul meu artist! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Ce? Nu se poate! E ca un parc acvatic aici! De ce nu te bagi în apă? Imediat, mamă! Hei, ai grijă, stropește! Hei, eu pot controla apa! Și uite ce de bule! E propriul tău parc acvatic, Olivia! Bun, să mă conectez! Bună! Da, le-am pregătite pentru tine! Da, bineînțeles! Da, aha! Ce faci, mami? Pleacă! Oricum, deci... Nu vrea să se joace cu mine! Bună, te iubesc, mami! Hei, stai! Nu e corect! Bine, deci, da, ai dreptate! Aha! Păi, de fapt, îmi cer scuze pentru asta! Hei, mami! Hei, ia uite! E atât de moale! Te gâtile, nu-i așa, mami? Ce faci acolo jos? Termină cu asta! Oricum, uite! Telefonul mamei! Cum spuneam... Telefonul ăsta e minunat! Frate! Haide să ne jucăm! Da, te ascult! O secundă! Te rog să fie ceva aici! Da! Scuze! Uite-te la chestia aia! Dacă te uiți la acel document... Da, continuă! Da, ok, stai o secundă! Da, acum ieși afară! Îmi cer scuze, colegi! Doamne, ce jenant! Sunt surprins că toate încap într-o singură pungă! Miroase destul de proaspăt, dar se scurge peste tot! Se mai întâmplă! Încă o mizerie de care trebuie să mă ocup! Uite-o! Bună, Cheryl! Da, lovește-i unde doare! Ai grijă! Cum de faci toate astea deodată? Dacă ar putea să folosească multitasking-ul la ceva bun! Sau mai bine nu! Stai să mă gândesc puțin! Da, așa da! Cred că am ideea perfectă! În timp ce ea se joacă, eu mă apuc de treabă! Tot ce-mi trebuie e un sticker! La fix! Stai acolo jos, bine? Încă te mai joci, nu, Cheryl? Mulțumesc! Atunci o să iau altul! Ce nepoliticos! Ce e acolo jos?
Oare mai pot turna până untru? Există un singur mod de a afla. Hei, se schimbă! Oh, o pisicuță drăguță! Super! Trebuie să-i arăt asta lui tati! Tati, tati! Uite ce e în paharul meu cu apă! Wow, e atât de frumos! Nu m-am gândit prea bine la asta. E timpul pentru masa mea preferată a zilei. Azi voi pune o porție uriașă. Și câteva din astea. Și ceva sărat. Haide! De-aș avea un alt braț. Haide! Nu! Cerealele mele! Oh, fantastic! O luăm de la capăt. Să mai încercăm o dată, da? Așa, poate dacă le duc așa. Haide! Prima rundă e gata. Ți-am spus că mă întorc după tine. Pot să mănânc în sfârșit? Ce? Deschide-te! Haide! Trebuie să apuc mai bine. Pur și simplu nu pot câștiga azi. Hei, stai! Alea sunt săgeți? E un capac cu răsucire? Asta înseamnă... Da, chiar s-a întâmplat! Mă bucur că nu a fost nimeni aici să asiste la asta. Oricum... cred că glumești. Respira adânc. Am nevoie de puțin ajutor. Unde o fi? Bună! Ai banii? Chiar am nevoie de chestia aia. Ok, înțeleg. O acadea? Bine! Alege de aici! Wow! Sunt atât de multe lucruri! Dar am nevoie de ceva anume. Asta! Bine! Mulțumesc! Acum să trecem la treabă! Nimeni nu mai varsă nimic în casa asta! Uite ce bine acoperă! Să fie suc! Așa mai merge! În sfârșit e timpul să gust! Credeam că nu va mai veni niciodată! A meritat așteptarea! Acum dăm suc! Cine ar fi crezut că viața poate fi atât de ușoară? Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Nu m-ai văzut, ok? Șt! În fine! Ce noapte frumoasă! Aproape am ajuns! Bună, micuțule! Acum ce fac? Wow! Uite ce are la încheietură! Wow! Trebuie să profit de ocazie! Hei! Oprește-te! Dă-mi ceasul ăla! Ha? Ce se întâmplă aici? L-am luat! Oh, nu! Am șters-o de aici! Doar fi relaxată, copilă, ok? Hai, totul va fi bine! Frate, am pierdut-o din nou! Pe bune? E chiar aici! Pa! Ei bine, asta a mers bine! În special pentru mine! Ce outfit drăguț! Dar am putea face unele îmbunătățiri, începând cu niște sprâncene furioase! Dar asta nu e tot! Am nevoie de spațiu, oameni buni! Dați-vă la o parte! Atenție la cap! Super! Fantastic de murdar! Wow! Uite cât de frumoasă e! Ca un dulce înger Barbie! E timpul pentru curățenie! Nu-ți face griji, voi rezolva totul! Așa! Câtă murdărie! Ar putea fi mai diferite? Wow! Oh, salutare! Locul ăsta e dubios și cu ce sunt îmbrăcată? Scoate-ți-ne de aici! Las-o baltă! O să fie bine, dragă! Da? Uf, sunt așa plictisită! Jucăriile astea sunt super vechi! Ce e de făcut în locul ăsta? Se pare că suntem blocate aici! Presupun...
Uite! Hei, transformare! Ești fericit acum? Ha? Oh, în fine. Treaba asta va fi mai dificilă decât am crezut. Oare găsesc ceva interesant aici? Un balon? Poftim! De fapt, știu ce să fac. Oh, Megan! Uite ce-am făcut pentru tine! Ha? Nu cred! Bine, ridică-te! Bine! Acum stai nemișcată! Ok! Uite aici! Se potrivește perfect! Wow, ce tare e! Am și eu una! Să începem! Hei! Wow! Greșeala mea! M-am lovit rău! Au! Oh, ups! În fine, pe mai târziu! Oh, ce prostie! Atât de penibil! La revedere! Nu e nimic de făcut! Oh, Annie, cauți ceva cu care să te joci? Nu, mersi! Ah, știu! Uită-te la asta! Pune niște baloane într-un sac, apoi închide-l bine! Aerul ăsta trebuie să iasă de aici! Uite, acum devine și mai compact! Zici că baloanele se combină între ele! Iu! Wow! Pot? Uhu! Uite-te la mine! Pot să zbor! Ce mă bucur că a funcționat! Canalul ăsta mă face să râd! Uite-te la asta! Ce fază tare! Oh, ce s-a întâmplat aici? De ce nu ți-ai curățat mizeria? Oh. Dacă nu o fac eu, nimeni nu o va face. Annie, ți-ajunge cât te-ai uitat la asta? Hei! Ai alte lucruri de făcut? Dar de ce? Fie! E dezordinea ta până la urmă. Bine, atunci, voi începe de aici. Oh, nu pot să iau niciuna. Nu, nu, nu! Stai, nu așa se face, îți voi arăta. Ele lucrează împreună, vezi? E simplu. De ce nu încerci tu? Așa? Și aici? Înăuntru cu voi! Frumos! Te-am prins! Atât de multe lucruri! Aproape am reușit! Dezordine, dispari! Am reușit! Ok, poftim! Ce tare sunt! Wow! Ce fel de suc e ăla? Hei, e o păpușă Barbie? Wow! Ador acest episod! Oh! Absurd de multe piese de Lego! Tu ai făcut asta? Alo? Ce nu e în regulă? Toate astea de aici? Oh, voi face curat mai târziu! Mai târziu? Ce zici de acum? Sus! Oh, ok, ok! Ah! Acum! Wow, a fost impresionant, nu-i așa? Wow, vrei să te joci? Nu! Oh. În fine! Așa, unde rămăsesem? Frumos! Bine, distracția s-a terminat, Meg! Jucăriile astea trebuie să dispară! Toate! Afară! Frate, ești destul de puternică! Vremurile disperate cer măsuri disperate! Ce? Stai! Nu e iepurașul meu! E iepurașul tău! O, nu! Te rog, nu! Privește-mă! Annie, nu! Nu! Vino aici, iepurașule! Urechile alea sunt ale mele! Ha! Te-am prins! Ia-ți adio! Am făcut-o! Bine ai venit în clubul roabei, iepuraș drag! Cum ai putut să faci asta? Cu ușurință, cu plăcere, apropo. Pa! Jucăriile mele au dispărut! Mă întreb dacă ar trebui să-i fac o gustare. Mi-e foame! Oh, pentru mine? Da! Mersi! Poate! Știu! Da, asta e! O să-i fac o gustare la fel de dulce ca ea! Ce se întâmplă aici? O gustare?
Oh, grozav! Bine, fără îmbrățișări, bate palma! Presupun că pot pregăti ceva rapid și ciocolata va fi vedeta spectacolului! Ce-i asta? Cea mai tare gustare din lume! Cine nu iubește o bezea moale? Și ăsta e doar începutul! E timpul să înmuiem! Arată destul de bine! Presupun! Lasă-mă să mă gândesc! Trebuie să fie ceva! O veche varză de Bruxelles? Oh! Hei, pentru mine funcționează! Zilele tale sunt numărate, legumo! În fine, oricum va fi îmbibată în ciocolată! Arată bine, cred! Oh, dragă, asta nu se compară cu gustarea mea! Și acum e timpul pentru bombonele! Hai să facem să plouă cu bombonele! Așa de frumos! Presupun! Deci, bombonele, ha? Hopa! Bună! E timpul pentru glazură! Perfecțiune! Și pentru a prinde firmiturile! Ta-da! E gata! Aha! Și e mai gata, vezi? Fie ca cea mai bună gustare să câștige! Ok, atunci! Sunt plictisită! Și eu! Ei bine, cui e foame? Da! Ha? Avem o surpriză pentru voi! Wow! Pe bune? Miroase ciudat! A mea miroase grozav! Și e gustoasă! Wow, ce bună e! Mulțumesc foarte mult! Oh, îți place? Și tu? Nu știu încă! Firar, ce e asta? Scârbos! O legumă? Ha, a fost de neprețuit! Ai văzut ce față a făcut? Bine, cine-i aproape gata? Oh, da, miroase bine! Mai bine i-aș pune în farfurie! Vor fi așa de gustoși! Miroase a perfecțiune! Și uite, așa e gata de plecare! Gustarea perfectă de luat la pachet! Îmi place când gândesc în avans! Oh, așteaptă! Am împachetat asta mult prea devreme! Ar trebui să-i mențin calzi! De asta am nevoie de apă caldă! Plăcută și fierbinte! Trucul ăsta funcționează ca prin farmec! Ups, n-am ceasul la mână! Și acum așteptăm! Ei bine, acum e timpul! Nu mai am nevoie de apă! Mulțumesc pentru ajutorul tău super fierbinte! Acum este perfect! Acest prosop de hârtie va absorbi apa în exces! Nu vrem nuggets umede! Haideți înăuntru, băieți! E cald și confortabil aici! Și acum vor rămâne călduți! Cel mai tare truc! Ce-i asta? Prânzul meu, desigur! Prânzul meu cald! Oh, am uitat! Ar trebui să împachetez ceva repede! Presupun că ăsta va fi suficient! Nu poți da greș cu un sandwich, corect? Cât de vechi e? Nu arată prea bine! Dar va merge! Nu! Nu acolo! În regulă! Așteaptă! Am acest sac de gunoi vechi! Bine! Nu! Nu faci asta! Ce? Chestia asta e dezgustătoare! Nu folosi asta! Annie! Nu! Doamne! Ce? Ha? Hei, ce zici de asta? Se potrivește perfect! Parcă așa a fost să fie! Bine! Mă dau bătută! Orice merge! A fost util acest clip? Spuneți-ne în comentarii și nu uitați să-l arătați prietenilor voștri și să vă abonați la canalul nostru pentru și mai mult conținut interesant! Știe atât de bine să se ascundă! Poate ești în dulapul ăsta? Stai! Nu fugi! În sfârșit te-am prins! Hai la mama în brațe! Cred că trebuie să ne asigurăm că nu mai fugi și țarcul ăsta de joacă e fix ce trebuie! Nu mai ai cum să scapi de aici! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme!
și acum pot să-mi citesc cartea în continuare. Funcționează perfect! Ok, gura mare, scumpa mea! Nu, e grețoasă! Trebuie să-ți păstrezi dinții curați, puiule! Ok, uite ce-i noroc frumos! Wow, mami, ia să văd! Stai puțin, e o periuță de dinți! M-ai păcălit! Nu pot face asta toată ziua? Știu, aș putea folosi pietrele astea! Pentru acest truc, ai nevoie doar de niște pietre decorative și de un desen colorat ca ăsta! Pune lipici fierbinte pe pietre, apoi lipește-le de desen. Fă la fel până când obții două zâmbete. Pătează pietrele cu un marker. Se pare că a uitat să folosească carta dentară. Vrei să jucăm un joc, puiule? Trebuie să curățăm toate petele de pe dinți. Wow, mami, ce dinți murdari! Uite, mami, am reușit! Sunt curați toți! Poate ar trebui să mă spăl și eu pe dinți, mami! Ce idee bună! Uite periuța! Aproape mi-am terminat desenul! Carioca asta s-a stricat! Poate dacă o bag în gură? Tot nu funcționează! Ce nervant! Ce carioca idiotă! Vreau să-mi termin desenul! Ai grijă, scumpa mea! O să folosesc pe asta roz! Nici asta nu merge! Era cât pe ce? Ia să vedem, ce ai pățit? Nu pot termina desenul! Nu mai merg cariocile! Asta da problemă? Oare ce pot face? Știu, mami o să te ajute imediat! Grăbește-te! Ia un șervețel umed și împăturește-l. Apoi lipește-l de o bucată de scotch. Pune un bețișor de urechi peste șervețel și rulează-l, menține capetele bețișorului de urechi neacoperite. Acoperă-l la final cu scotch și taie-l. Apoi picură cerneală colorată peste capătul bețișorului. Șervețelul umed va absorbi cerneala și așa ai obținut rapid o cariocă. Poftim, scumpa mea! Wow! Pot să-mi continui desenul? E super! Mersi, mami! O să desenez soarele! Bravo, puiule! Ce distractiv e! Trebuie să plecăm, scumpa mea! Mami trebuie să oprească răufăcătorii din oraș! Lasă jucăria aia! Trebuie să iei jacheta asta pe tine! Mersi, mami! Ce cu minte ești! Și ce grea! Îți place să mănânci nuclu, mă? Ce joc distractiv, mami! Oh, cred că am făcut hernie! Ok, încalță-te cu cizmulițele! Cheryl, vin înapoi! Ia uite-o cum aleargă! E adorabilă! Poate aș putea folosi cătușele astea. Nu, aș fi o mamă rea. Deși... Depărtează picioarele! Sunt nevinovat, doamnă ofițer! N-am făcut nimic ilegal! Da, sigur, am mai auzit placa asta. La secție cu tine! Mi-a venit o idee! Am nevoie de amprentele astea. O să decupez două cercuri. Și apoi o să le lipesc pe perete. Hei, mami! Hai să ne jucăm un joc! Crezi că poți să-ți pui mâinile pe perete? Ok, e ușor, mami! Uite, fac ce trebuie! Și acum, mami? Stai așa, puiule, te descurci de minune! Da, ai reușit! Ai câștigat! Da? Ce tare! Ok, acum hai să mergem! La la la, îmi place mult să fac curat! Am primit un mesaj! Wow, ce frumos din partea ei! Vine bunica în vizită și are un cadou pentru tine! Nu-i așa că abia aștepți? Iuhu, am ajuns! Sunt eu, cea mai elegantă bunică! Bună, intră! Ce băiețel frumos! Uite ce are bunica pentru tine! Te transformi într-un băiat mare! Mă bucur să vă văd! Ce zici? Deschidem cadoul ăsta?
Ce părere ai? Oh! Oh, nu! Nu e bine! Îmi pare rău! Nu e mărimea corectă! E ok, mama! O să-i vină când îi mai crește piciorul! Uite! Îi vine aproape perfect! Sunt super! Uite! De ce nu încerci să faci câțiva pași? Ok, poate îi sunt puțin cam mari! Mie-mi plac! Stai puțin! Știu ce pot să fac! Stai pe foaia aia de hârtie, puiule! O să-ți conturez talpa piciorului! Așa! Bravo! Acum o să decupez talpa! Hei, mama! Ia asta! Și ce fac cu ea? M-am prins! Vreau niște încălțări de mărimea asta! Sunt pentru nepotul meu! Imediat! Cred că perechea asta i s-ar potrivi! Ia să vedem! Sunt mărimea perfectă! Îi cumpăr! Ok, mulțumesc! Zi frumoasă! Ok, scumpule! De data asta bunica ți-a adus mărimea potrivită! Vrei să-i probăm? Mai întâi piciorul stâng! Strânge mariciul ăsta! Arată mult mai bine! Ce mă bucur! Cum poate avea cineva atât de multe jucării Pop-It? Să le aduc și pe restul! Cred că astea-s toate! Ups! Era să uit! În morman cu tine! O să o acopăr bine! Cred că suntem gata! Poți să intri! Wow! Ce-i asta? Ce de jucării Pop-It? O să ai nevoie de ochelarii ăștia de not! Mersi! Ok! Găsește jucăria Simple Dimple! Start! Ce tare! Îți expiră timpul! Hai, repede! Oh, e o întrecere! Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Hai, hai, hai! Nu-l găsesc! Stai! L-am găsit, mami! Am reușit! Bravo, scumpa mea! Sunt atât de mândră de tine! Acum hai să ne distrăm! Ești cea mai tare, mami! Ea e mama mea! Oh, de ce sunt atât de săracă? Și el e tatăl meu! Hai să mergem! Nu cred! Azi e ziua mea de naștere! Wow! Ăsta e pentru mine? Fetița mea merită tot ce e mai bun! E moale și drăgălaș! La mulți ani, scumpa mea! Mersi, tati! Mai am ceva pentru tine! Îl puteți aduce? Uite, un tort delicios special pentru tine! Oh, ador torturile! Cine nu le adoră? Dar n-am terminat! Cadouri! N-am terminat! Ești gata pentru cadoul principal? E ceva genial! Hai încoace! Wow! Știu, e uriaș! Ce e înăuntru, tati? Bună! Vrum, vrum! Acum ai propriul tău șofer! Hai să mergem! Petrecerea numărul 2! Oare ce-a plănuit mama pentru mine? Bună, mami! La mulți ani, scumpa mea! Am ceva pentru tine! L-am ambalat singură! Cealaltă șosetă! Mersi, mami! Acum am două! Să nu uit de tort! Ia și tu o felie, mami! Mersi, scumpa mea! Ce drăguț din partea ta! Nu, vreau două iahturi și un avion! Pa! Bună, tati! Aoleu! Ajutor! Te salvează, tati! Te-am prins! Era cât pe ce să cazi? Ești bine? Mi-a trecut toată viața prin fața ochilor! Cum adică e în operație? Am nevoie imediat de un doctor! Fetița mea a avut o experiență traumatizantă! Am nevoie de ajutorul unui medic! Mă face să mă întreb ce e cu adevărat important în viață! Ați cerut ajutor? Wow, ce rapid s-au mișcat! Trebuie să o ajuți pe fetița mea! Mă ocup imediat!
Când o să mă simt mai bine? Așează-te comod. Asta o să te răcorească. Acum trebuie să așteptăm. O să fie bine? Sunt foarte speriat. Să nu te apropii de lumină, ok, scumpa mea? Ok, tati. Ce relaxant e împletitul. Mami, am căzut. Nu cred că ai pățit nimic, ia să văd. Vai de mine. Te ajut imediat. Punga asta cu legume congelate e fix ce trebuie. Întinde-te pe spate. E rece, dar o să te ajute. Trebuie să așteptăm. O să termin de împletit. Împletitul e mai greu decât credeam. Ok, ia să vedem cum arată vânătaia. S-a retras complet. A funcționat perfect. Și putem găti legumele la cină. Sper că ți-e foame. Deja e ora de culcare? Hai, trebuie să te culci. Sper că stai bine. Așa. Vise frumoase? Nu vreau să dorm. Vreau să mă joc. Acum mă pot relaxa. Poate găsesc vreun film. Mami, habar n-are ce fac. Telecomanda nu funcționează. Nu are baterii. Ce ciudat. Ce distractiv e. E mult mai interesant decât somnul. Ce faci acolo? Ceva e în neregulă. În liniște. Încetişor. Credeam că ți-am spus să te culci. Ce-i asta? Am păcălit-o. De ce mi-ar face așa ceva? Stai puțin. Ce amuzant a fost. Treci în pat. Dă jocul încoace. Îți iau bateriile. Trebuie să te culci. Fii cu minte. A fost o glumă. Poate acum mă pot uita la televizor. Ia să vedem ce găsesc. Asta pare interesant. Câtă tensiune. Nu mă mai pot opri. Nu. Ce-i asta? E doar un balon. Stai, ăsta de unde a apărut? Ce înfricoșător arată. Iar îmi face farse. Te-am păcălit. O să am coșmaruri din cauza ta. Nu-mi vine să cred că te-am păcălit a doua oară. Vino încoace. Hai să găsim ceva drăguț la televizor. Ceva care să nu ne sperie. Somn ușor, scumpa mea. Sper să visezi bani și unicorni. Ok, ești gata de culcare. Noapte bună, tati. O să mă joc puțin înainte. Ce se aude? Ups! Stai puțin. Dă-mi telefonul. Noapte bună. Și celălalt. Bine. Nu credeam că o să observi. Și eu am fost tânăr odată. Știu toate șmecherile. Nu e corect. Oare ăsta ce face? Am fost chemat. Dorința ta e poruncă pentru mine. Poftim ceva pentru deranj. Mulțumesc mult. Ești bine, scumpo? Nu e ceea ce pare. Pot să vă explic. Te-am mai avertizat odată. Trebuie să fug. Sigur a durut. Așa o să se învețe minte. Atrăgătorul prinț a salvat prințesa. Și apoi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Mă poate ajuta cineva? Bună, mami! Ai avut o zi reușită la școală? Mi-a fost dor de tine azi. Ce de dulciuri! Vezi ceva care îți face cu ochiul? Am o mulțime de prăjituri. Mami, îmi iei ceva dulce? Te rog! Chiar că arată bine. Sigur o să vă placă, sunt foarte dulci. Haideți, doamnă, faceți-i pofta fetiței. Asta e tot ce am. Asta e tot? Scuze. Păi nu ajunge. Vă rog, doamnă. Cum aș putea spune nu unei așa fețe? Păstrați-vă banii. Poftim. Uite, mami.
Aaaa! Îmi pare rău, scumpa mea. Tati! Oh, hei! Cred că vă pot ajuta. Cred că ăștia ajung. O servietă? Serios? Ok, ia să vedem. Vai de mine! Sunt bogată! Luați-le pe toate! Plec în vacanță! Ha-ha! Cine vrea înghețată? Poftim! Wow! Ce rochiță drăguță! Vreau și eu una! Hei, scumpa mea! Ce faci? Vreau rochița asta, tati! Oh, e drăguță? Stai puțin! Am o idee! Alo? Super! Ce mai vrea acum? Alo? Fetița mea vrea o rochiță elegantă! Te rog să te ocupi! Ai înțeles? Da, sigur, domnule! Wow, ce de rochițe! Învârte-te puțin! Nu știu ce să zic de culoarea asta, nu cred! Cred că am ceva pe gustul tău! Ce zici de ceva strălucitor? Nu e stilul meu! Ți-ar sta bine cu asta? Nu-mi place! Trebuie să-ți placă ceva! Așa mai vii de acasă! E perfectă! Mă simt ca o prințesă! Wow, felicitări! Ai reușit și de data asta! Oh, fetița mea citește! Ce rochiță urâtă! Wow, asta da rochie! Aș arăta super îmbrăcat așa! Mami, îmi cumperi rochia asta? Cât costă rochia asta? Dar e atât de frumoasă! Nu mi-o permit, trebuie să găsesc o soluție! Poate dacă o fac singură! Mai ales că mă îmbrac după ultimele tendințe! O să tai aici... Un pic de scotch... Arată bine! O să fiu drăguță foc! Mai am de adăugat ultimele detalii! Gata! Ce părere ai? Îmi place foarte mult, mami! E fix ce-mi doream! Mersi! Mami, uită-te la desenul meu! Uite-te la al meu! Wow, sunteți amândoi talentați! Am doi artiști extraordinari! Bravo, sunt niște capodopere! Stați să le văd! Mulțumesc, dragilor! Wow, ai mai văzut vreodată așa ceva? Merită să fie puse pe perete! Vreau să le văd în fiecare zi! Să-i facem o surpriză mamei! Bună idee! O să-i placă la nebunie! E cea mai bună lucrare de până acum! Continuă tot așa! Ce urmează? Masa! Da, e plictisitor! M-am întors de la magazin! Ce? Ce s-a întâmplat? Bună, mamă! Frumoasa mea casă! E un dezastru! Ce ați făcut? Ha? Ce se întâmplă? E un dezastru! Nu-mi vine să cred! Eu? Am o idee! Da, pot folosi folia de plastic! Ea va rezolva totul! Trebuie să mă apuc de treabă! Voi căptuși toate suprafețele cu folie de plastic! Va acționa ca o barieră de protecție! O voi pune chiar și pe pereți! Acum puteți desena pe pereți și pe masă! E o capcană? O fac! Sunt plin de viață! O numesc perioada mea albastră! Woohoo! Nu mă băga în seamă! Ha? A spus cineva ceva? Probabil că nu a fost nimic! E cea mai tare zi din lume! Nu vreau să se termine! Ia uite, mamă! Te descurci grozav, dragule! Iu, nu trebuie să le decorez! Hei, am schimbat ceva aici? Îmi place! Mersi, mamă! Cu plăcere, băieți! Ești cea mai tare, mami! Deci, unde-mi sunt vopselele? Grozavă lovitură, Sunny! Nu uita, ușurel! Așa, ai nimerit! Cha-la-la-la-la! Wow, ce public! E timpul pentru solo! Să-i dăm bătaie! Hai la mine, peștișorule! Stai, am mușcat! Agață-l! Opa, se împotrivește! Leapcea, tu ești! Nu mă poți prinde! Nu sunt deloc în formă! Vin înapoi! Trebuie să mă așez! Nu mai sunt la fel de tânăr ca înainte! Oh, dar mă distram! Dar e ok! Pune-ți asta, tată! Vrum, vrum!
o să mă uit la tine. Ce? Oh, haide măi, nu sta degeaba. Tată, fă ceva. Stai, stai o clipă, Sunny. Dar, tată? Stai, trebuie să-i distrag atenția. Ha? Ce-i ăsta? Oh, pare interesant. Îl voi pune chiar aici. O să pregătesc totul. Voi avea nevoie de toate cariocile mele. Sunt gata să desenez. Dar am nevoie de un model. Oh, ăsta ar putea fi bun. Voi pune discul aici. Apoi îl învârt până când găsesc imaginea dorită. Nu, nu, ne. Ăsta nu merge. Voi încerca un alt disc. Oare ce o fi pe el? Wow, ia uite! Animalele astea sunt tare drăguțe. Ah, de asta vreau. Mai bine sting lumina. Trebuie doar să conturez imaginea. E atât de ușor, o să arate grozav. Voi lăsa spațiu pentru pete. Acum pot să le colorez. Trebuie doar să nu depășesc conturul. Apoi mă ocup de exterior. Ce drăguț! Gata, am terminat. Este perfect. Tată, ia uite. Oh, tată, trezește-te. Eh, are nevoie de somnul lui de frumusețe. Voi desena altceva. Ah, elefantul. S-ar putea să fie dificil. Mmm, ce carte interesantă. Bună, scumpă, băieții se joacă. Oh, uită-te la ei. Vreți să jucați un joc distractiv? Eu îi spun curățenie. Cred că o să vă placă. A, nu pare o chestie distractivă. Ups, a căzut ceva. Uite ce mizerie. Ți-am spus să folosești o farfurie, tată. Munca mea nu se mai termină. Urăsc asta, aș prefera să fiu la dentist. Am terminat? Nu se mai termină. Mie îmi spui? Mai puțină vorbărie, mai multă curățenie. Cum arată? Stați așa, este la fel de murdar. Ce faceți? Treaba nu a mers conform planului. Dar cred că am o soluție. Mi-ar prinde bine bandaia. Da, s-ar putea să meargă. Băieți, nu vă mișcați! Ne pare rău, mamă! Ha? Oh, e ok. Întindeți mâinile. Aveți încredere în mine. Vă voi înfășura banda în jurul mâinilor. Exact așa. Ce se întâmplă acum? Chiar am nebunit. O să fie distractiv, promit. Acum voi înfășura banda pe corpul vostru. Stați așa, nu durează mult. Mă asigur că partea lipicioasă e orientată spre exterior. Cred că suntem pregătiți. Și acum ce facem? Presați banda pe jucării. Bine, mamă! Să începem! Hei, ia uite! Le ridică! Ești o mamă genială! Ce tare! Zici că trăim în viitor! Vă descurcați de minune! Woohoo! Am amețit! Uite, le-am adunat pe toate! Oh, ce-i asta? Sunt bogat! Începe să-mi placă treaba asta! Trebuie să le iau pe toate! Ia uite! Vreau să fac astea din nou! Wow, ce multe sunt! Ia uite, le-am adunat! Wow, e atât de curat! Sunt tare mândră de voi, băieți! Ați muncit intens! Cred că meritați o gustare! Wow, super! Stați! Unde mi-e mustața? Pe asta o cauți? Hei, dă-mi-o înapoi! Ha, oricum trebuia să te bărbierești! E distrus! Serios? Ups, te rog să nu-i spui mamei tale. Trebuie să le dau o lecție. Luați de aici. Ce se întâmplă? Ce aterizare agitată. Hei, aici. Te iubesc, dragule. O să ne distrăm de minune. Cu siguranță așa vom face. E chiar incitant. Tu mergi prima? Nu, tu. Nu, insist. Nu pot, te rog. Haide, fă-o! Hei, nu avem toată ziua la dispoziție! Ha? Oh, desigur! Scuze, o să deschid, să vedem! Ha? Un pahar? Nu așteptam la asta! E ceva înăuntru! E cafea! Ok, e rândul meu! Hai să aruncăm o privire! Ce? E o glumă? E ziua mea de naștere? Presupun că o voi purta! Este oarecum drăguță? Oh, mai e ceva! Ar trebui să suflu în ea? Oh, de ce nu?
Hei, salut! Wow, mulțumesc! Este un cornet dulce! Dar unde e înghețata? E așa nedrept! Nu plânge, dragă! Dar eu doar vreau un desert gustos! Voi face eu totul mai bine! Mă descurc! Ok, voi încerca! Nu mă dezamăgi! Presupun că arată ca înghețata! Și este delicios! Acum am nevoie de un băț de înghețată! Voi înmuia cornetul dulce în mai multă glasură! Mă asigur că e acoperit! Hai să-l facem și mai bun! Voi adăuga topping de bomboane! Oh, wow! Arată uimitor! E o operă de artă! Tu ce vei face? Asta a fost fix ce-mi trebuia! Wow, ce tare a fost! Cafeina începe să-și facă efectul! Și am o idee grozavă! Îmi trebuie o tabletă de ciocolată! E timpul să o topim! Acest uscător de păr va face treaba! Ar trebui să fie suficient! Voi tăia un colț! Voi turna ciocolata în pahar! Pare așa lipicioasă! Cred că asta-i toată! Voi înclina paharul la un unghi! Și apoi îl învârt! În continuare am nevoie de capac! Voi turna ciocolata în el! Asta-i partea ușoară! Voi aștepta ca ciocolata să se întărească! Acum pot să dau plasticul la o parte! Acum am nevoie de frișcă! E atât de gustos! Voi adăuga asta la ciocolată! Umplu până sus! Voi avea nevoie de un capac! Wow! Arată grozav! Ăsta poate merge deasupra! Sunt mulțumit așa! Wow! Bună treabă! Ar trebui să fim bucătari! Adică, uite-te la ele! Arată bine! Și vor avea un gust și mai bun! Ce părere ai, dragă? Voi începe cu asta! Sunt impresionat, dar trebuie să aibă gust bun! Încălzește inima acestei bătrâne! Poți face asta oricând! Ok, ce urmează? Asta pare interesant! Să vedem! Wow, e delicios! Sunt atât de emoționată! Buburuza câștigă! Oh, wow, yummy! Foarte bine! Părul meu arată minunat! Ar trebui să capturez acest moment! Hei! Doar îmi recuperam din somnul de frumusețe! Haide să începem! Am auzit asta, bătrânico! Hai să începem! Chop, chop! Funcționează de fiecare dată! Eu o să încep prima! Ce e asta? E un fel de gadget sofisticat! Ești atât de amuzantă! E rândul meu! Oh, biscuiți! Ăștia ar trebui să fie buni! Știu ce să fac! Am nevoie de niște ajutor! Hei, veniți aici! Știți ce trebuie să faceți? Nu mă dezamăgiți! Bună treabă! Mă ocup eu de restul! Voi introduce un băț de înghețată în biscuite! Apoi îl voi înmuia în glazură! Voi începe cu bolul roz, însă nu am terminat! Îl voi înmuia în ciocolată! Dar voi duce totul la un nivel mai mare! Îl voi decora! Am ochii din bomboane! Îl voi pune chiar aici! Voi adăuga o linie de ciocolată în mijloc, apoi voi adăuga puncte și topping de bomboane. E atât de drăguț și miroase fantastic! Wow, știu ce e ăsta! E un aparat de făcut gofre! Și uită-te la astea! O să le tai în felii! Voi avea nevoie de un băț de înghețată! Am un bol cu ciocolată albă! Voi acoperi partea de sus a gofrei! Acum am bomboane din ciocolată! Asta poate sta chiar aici! Voi adăuga încă una! Oh, bunica are talente! Par gustoase! Mie-mi spui! Aș putea să le mănânc pe toate! E timpul pentru spectacol! Nu sunt un mare fan al insectelor, dar voi face o excepție pentru astea! Se topesc în gură! Ai auzit asta? Să încercăm mâncarea bunicii! Am un sentiment bun despre asta! E o petrecere în gura mea! Asta-i bine, nu? Ce greu e! Ambele ați câștigat! Poți accepta asta? Hrănește-mă! Uite ce-am primit! Dam, dam! Poftă bună! Nu așa repede! Nu poți mânca ăsta! Ai nevoie de ceva sănătos! Mănâncă niște legume! Nu, nici gând! Stai! Ce tot faci? Mi-a prins! Pune chipsurile jos! Obligă-mă! Ce-ai, bătrânico? Chipsurile nu sunt nutritive! Sunt făcute din cartofi! Îți bați joc de mine! Ești doar geloasă! Asta se întâmplă în fiecare zi! Wow! A fost distractiv! Yuhu! Aici! Oh, bună! Deci, acum ce facem? Suntem gata să facem asta? Ce facem cu ele? Deschideți-le! Ah, acum are sens! Voi alege eu prima!
Hei, să nu îndrăznești! Ha? A, da, așa e, după tine. Ce amabilă ești! Oh, wow, căpșuni suculente! Oh, ești norocoasă! Wow, uite-te la asta! Delicios, ador afinele! Trebuie să gust una! Wow, atât de bună! Vreau mai multe! Mai încet! Ce tot faci? Oprește-te! Eu pot explica! Privește aici! Îți voi arăta ce să faci! O să transform această căpșună! Voi lipi bezele și covrigei pe ea! Uite așa! Apoi am nevoie de un bol cu ciocolată! Voi înmuia căpșuna în el! Asta o va face extra dulce! În continuare am nevoie de o brioșă! Am umplut o pungă cu glazură verde! Vom pune ăsta deasupra brioșei! Voi face o spirală! Apoi voi adăuga frunze din fondant! Sunt atât de frumoase! Am muncit mult la ele și căpșuna mea poate merge deasupra! E perfectă! Wow, ce cool! Asta mi-a dat o idee! Ar fi mai bine să încep! Voi avea nevoie de un cuțit! Voi tăia căpșuna în jumătate! În continuare am ciocolată delicioasă! O voi pune pe căpșună! Nu am nevoie de multă! Acum voi lua o afină și o lipesc chiar aici! Ciocolata va acționa ca un adeziv! Voi pune mai multă ciocolată pe ea! Voi merge în jos, drept pe mijloc! Mă bucur că am o mână stabilă! Voi face puncte de ambele părți! Și asta-i tot! Wow, o buburuză din căpșună! Wow, foarte frumos, draga mea! O voi pune lângă prietenele sale! Pare a fi o gustare delicioasă! Eu aș mânca asta! Toată lumea iubește tortul! În special când arată așa! Wow, de unde să încep? Încep cu a bunicii! Ei bine, îți place? Wow, niciodată nu am mai mâncat așa ceva! Voi încerca în continuare gândacii din căpșuni! Sper că-ți plac! Hai să gustăm! Asta e reacția pe care o voiam! Dar cine a câștigat? Buburuza a câștigat! Woohoo! Știam eu! Na-na! Revigorant! Oh, s-au terminat! Nu-ți face griji, dragule! Trebuie să rezolvăm asta! Ce e sub asta? Wow, e perfect! Wow, o voi deschide pe-a mea! Este o tabletă de ciocolată! Ei bine! Hei, uite ce am eu aici! Asta e pentru tine! Nu, nu-l vreau! Wow, ce public exigent! Știu ce să fac! Am bomboane delicioase! Voi lua o mână! Trebuie să le strâng foarte tare! Sper să funcționeze! Să aruncăm o privire! Wow! O voi pune în suc! Dar o să am nevoie de mai multe! Înăuntru cu ele! E ca un ceai cu perle de tapioca! Voi pune capacul la loc! Așa-i mult mai bine! Învinge asta! Îmi plac provocările! Și nu renunț ușor! Am un plan! Voi rupe ciocolata într-un pahar! Asta-i toată! Acum am nevoie de bomboane! Asta e o gustare pentru mine! Wow, ce picant! Asta va topi ciocolata! Opa, mai bine afară decât înăuntru! Dar nu am terminat! Voi pune bezea deasupra! S-o facem crocantă! În final voi adăuga bomboane colorate! Aceasta e o băutură sofisticată! Nu pot să uit paiul! Wow, e o capodoperă! E dulce, lipicioasă și delicioasă! Hai, gustă! Nu, asta e cea mai bună băutură! Are chiar și bomboane în ea! Amândouă arată delicios! Voi începe cu asta! Nu-mi place! Ce? Serios? Măcar am încercat! Sper că bunicii e mai bună! Adică nu ar fi greu! Wow! Ai făcut o bătrână foarte fericită! Bunica câștigă de data asta! Sunt atât de fericită! Stai acolo, ursulețule! Mă întorc imediat! Doar atât poți? Ia-o pe asta! Au! Vai! Auci! Cred că am câștigat! A fost o lovitură norocoasă! Ce faceți? Nu e ceea ce pare. Bună! Trebuie să rezolvați problema asta sau o să vedeți voi! Cred că ne-a luat nițel valul. Acum mă simt prost. Știu, mă simt groaznic. Cred că știu ce trebuie să facem. Grozavă idee! Să o facem! Cu ce să începem? Hei, Gabi, ia uite! Am schițat un plan. Place. E mult de muncă, dar ne descurcăm. Haide, nu avem timp de pierdut. Am materialele. Și eu am ruleta. Poți să începi. Trebuie să fim precise. Nu vrem să facem nicio greșeală. Pare ok. Noroc că am fi răstrăul ăsta.
Te rog, eu am asta. Huh? Dă-te la o parte. Ok, dacă ești sigură. M-am pregătit ani de zile pentru momentul ăsta. Ha! Nu se poate! A fost uimitor! Mi se spune asta des. Acum ne trebuie bormașina asta. Pune lemnele pe jos. Aliniază-le. O să pun colțarul ăsta metalic la îmbinare. Îl fixez cu șuruburile astea. Proiectele DIY sunt atât de simple. Totul merge bine. Arată ok. Am nevoie de mai multe șuruburi. Poftim! Începe să-mi placă asta. Ok, ce urmează? Hei! Prinde! Pentru ce e ăsta? Răzbunare! Arată-mi ce poți! O să te răpun! Stai! Nu avem timp să ne prostim! Haide! Astea sunt ultimele secțiuni ale cadrului. Bravo! Hai să aranjăm acoperișul. Ești gata? Ridică! Așa, pune-l! E perfect! Ăsta e pentru turn. Până acum e bine. Ce urmează? Lipsește ceva. Da, pereții! Ar putea fi o problemă. Mă ocup eu. Ce zici de asta? Stai, cred... Planul e cu susul în jos. Stai puțin. Așa da. Ah, da, mult mai bine. Ok, ieși. Hai să-l prindem de cadru. Ah, mersi, să trecem la treabă. E mai bine decât să batem cuie. Știu, e mult mai rapid. Ok, am terminat. Sunt impresionată. Mai sunt multe de făcut. Hai să ne pregătim. Asta e partea distractivă. Cât de drăguță e pensula asta. Nu poți să o folosești pe aia? De ce nu? Nu, folosește-o pe asta. Ah, am înțeles. Ar fi durat o veșnicie. Opa, ușurel. Vopsitul e relaxant. Și ador culoarea asta. E tare liniștitoare. Și ideală pentru casa asta. Nu vrem să ratăm nicio zonă. Cum arată? E adorabilă! Chiar ne pricepem la asta? Ok, hai să adăugăm câteva detalii. Sună bine? Poate fi pusă chiar acolo. Seamănă cu niște cărămizi. Îi dau un aer aparte căsuței. Și arcada asta în formă de curcubeu e perfectă. Încep să devin invidioasă. Hai să intrăm! Îmi place! Aș locui aici! Știi ceva? Nu e așa de primitoare cum mi-am imaginat că ar fi. Ai dreptate. Știu! Revin imediat! Trebuie să fie ceva util pe aici. Știu! Draperiile astea sunt potrivite. Scumpo, ce faci? Scuze, dar avem nevoie de ele. Și de pernele astea. Vino înapoi! Au! Ah, o pernă! Asta e fix ce ne trebuie. Bună idee! Ține-o așa! Nu vrem să facă nicio cută și trebuie să stea drept! Cred că ai făcut o treabă grozavă! Acum arată primitor! Eh, mai puțin tavanul! Ce să facem în privința asta? Știu! Putem să scoatem umplutura din pernă! Și eu am luminițele astea LED! O să lipesc luminițele pe tavan. O să le punem pe margini. Și apoi le acoperim cu umplutura aia. E atât de moale și pufoasă. Wow! Hai să aprindem luminițele. Acum! Wow, zici că suntem sub nori. Ce frumos e! Haide, mai avem multe de făcut. E o muncă grea. Dar nu ne putem odihni. Ia pernele astea. O să fie atât de comod aici. Aia a fost ultima. Putem să punem un pat deasupra. O să sar acolo. E prea înalt pentru mine. Of, și pentru mine. Of, hai să găsim o soluție. Jasmine, vino aici. Poftim? Ah, m-am prins. Ești gata? Hai! Of. Ok, hai să încercăm iar.
Piu, câte kilograme ai? Să nu întreb niciodată asta pe o domnișoară. Nu o să meargă. Trebuie să existe o cale mai simplă. Aha, stai puțin. Să mă gândesc. Aia nu merge. Poate aia o să meargă. Ia-i aleasa, o să golesc rafturile. Nu avem nevoie de asta. Scuze, Huggy Wuggy, trebuie să dispar. Să ne întoarcem la... Ahem. Nu a fost prea frumos. Stai, am ceva pentru tine. Pentru mine? Ai răbdare, trebuie să muți asta pentru mine. S-a făcut. Împing. Încă puțin. Ok, cred că ajunge. Înțelegerea e înțelegere. Dă-mi-o! Pa, pa! Poftim? E o poveste lungă, dar ia uite. Avem nevoie de niște perne și o păturică. E super! Arată bine. Oh, ce drăguț! Trebuie să facem ceva cu zona aia goală. Știu! Trebuie să dau un telefon rapid. Bună! Aș vrea să te angajez. Ești deja aici? Bună! E una dintre cele mai reușite lucrări. Nu trage ochiul. Artiștii își prețuiesc foarte mult munca. Oh, îmi place la nebunie. Îi meriți! Ha? Păi și restul? Plec! Hei, întoarce-te! Pot să păstrez pânzele astea goale? Poftim? Se pare că o să-mi creez propria artă. O să iau prima pânză, apoi o să dau cu vopsea roz. Vreau niște tușe uniforme. O să acopăr complet pânza. Apoi o să decupez poza asta a unui elefant. O să fac la fel cu celelalte pânze și o să pun diferite animale. Aha, știu! Hei, puștule! Îmi dai tricicleta ta? Îți dau în schimb ciocolata asta uriașă. Ia-o! Deci mi-o dai? Nu? Știi să negociezi. Ce zici de un telefon nou? Super! Dăm tricicleta. Ok, asta e ultima mea ofertă. Sigur! Wow, ce se întâmplă aici? Dă-l încoace. Dă-i tricicleta domnișoarei. Cu plăcere. Ce familie minunată. Să trecem la treabă. O să colorez tricicleta cu vopsea la spray aurie. O să arate mai elegant așa. Trebuie să o acopăr complet. Și roțile. Trebuie să aștept să se usuce vopseaua. Apoi o să pun o bucată de sticlă deasupra. Și am obținut o măsuță distractivă. Cred că o să comand niște tăieței. Niște... Hei, ce-i asta? Wow, am o măsuță de cafea. Arată extraordinar. Stai! Avem nevoie de niște gustări. Am adus niște popcorn. Nu-mi vine să cred că n-am mai folosit până acum o măsuță de cafea. Deci, restaurantul ăsta cu tăieței o să-ți placă. Ai înțeles? Eu nici măcar nu decorez camerele. Totul se rezumă la magia televizorului. A, ce miroase! Îți miros picioarele, clar, dar vine de la covor. Voiam să dau cu aspiratorul, dar n-am aspirator. Trebuie să-l curățăm cumva. Da, sigur. Putem începe prin a mătura gunoiul. Lua-o cu popcorn. Credeam că mi-am pierdut ochelarii. Văd din nou. Ce de gunoaie! Super! Nu mai trebuie să spăl rufele. Hei, încercam să mănânc ceva. Ține-mă în brațe. M-am săturat. Mă mut de aici. Dispar de aici. Bine că am terminat cu asta. Stai să mă gândesc puțin. Știu. Cu cine vorbește? O să încep prin a lipi niște scoci de covor. O să creez secțiuni diferite și forme diverse. Scociul va servi pe post de ghidaj. Și o să adaug niște culoare cu vopsea la spray. Pot să umplu fiecare secțiune cu o altă culoare. O să arate ca o operă de artă.
apoi deslipesc scociul. Ah, ce părere ai? Nu vine să cred că e același covor. Arată extraordinar. Ah, vino încoace. Ce diferență! Wow, parcă nici n-ar fi aceeași cameră. Avem nevoie doar de niște detalii. Ce e în cufărul ăla? Deschide-l. Să știi că habar n-am ce conține. Hai să vedem. Putem folosi chestiile astea. Decorațiunile astea o să te facă să te simți ca acasă. O să arate super. Am uitat că am toate astea. Cred că le-am folosit pe toate. Arată bine, nu-i așa? Ne-am descurcat de minune. Deși nu prea mă potrivesc cu camera. Nu-i bai. Nu doar camerele au nevoie de transformări. Ah, n-avem nevoie de asta. Wow, mulțumesc. Totul arată super. Mă bucur că-ți place. Hei, camera ta de ce arată așa? Ah, se pare că mai am puțină treabă. Ești în siguranță aici, scumpa mea? Poți să-mi spui mami? Bun venit acasă, scumpa mea! Mmm, ciocolată! O să păstrez! Sau poate nu! Am nevoie de niște haine noi! Unde e coșul ăla mare de gunoi? Aha! Ăsta arată mai rău ca hanoracul meu! Oh, scumpa mea! Sunt murdare! Vino înapoi! Te duc la shopping, ok? Te-am prins! Nu mai căuta prin gunoi, bine? Îți cumpăr eu tot ce-ți trebuie! Da? Alo? Avem nevoie imediat de haine! Nu, e urgent! Wow! Sper că ajung! Pare a fi mărimea ta! Îmi place să te văd zâmbind! O să aștept! Wow! Parcă ai fi o prințesă! Nu-i așa că arată minunat? Atâta timp cât are buzunare! Ah, asta o să o trezească din somn pe micuța domnișoară! Bună dimineața! E timpul să începe o nouă zi, ca să nu ai picioarele reci! Papuci de casă, bagă-ți piciorușele în ei! Sper că ți-e foame, micul dejun e gata, dar mai întâi trebuie să te speli pe dinți! Poftim periuța de dinți, domnișoară! Sper că-ți place pasta de dinți aurită! Așa o să arate viața mea de acum? Trebuie să am grijă de zâmbetul ăsta de $1.000.000! Stai puțin! Nimeni nu mi-a spus că avem un animăluț! Oh, ce pufos e! Sigur mor de sete! Sper că-ți place laptele rece! Bravo! Hai, prinde-l! Nu ești foarte plină de viață azi, dar tot e mai bine decât deloc, cred. Oh, ce drăguț! Mă întorc imediat! Scumpa mea, cineva vrea să te cunoască! Prima ta pisicuță! Îi poți spune ce nume vrei! E adoptată, fix ca tine! Distracție plăcută, scumpa mea! Totul arată excelent! Poate ceva dulce la desert? Ce mult îmi place restaurantul ăsta! Au chiar orice aici? E incredibil! Arată pur și simplu extraordinar! Ești sigură? Ce slinoase sunt! Nu pot mânca așa ceva! Sunt alge de mare! Nu, nu mă ating de așa ceva! Miros a ocean! Cine-i papagalul ăla? O să primească un burger! Da, vreau și eu același lucru! E distractiv!
Dacă spui tu. Mi-am revenit. Aici e fix comanda dată de Richard. Vai de mine! N-am mâncat niciodată un cartof pai. Ce mâncare interesantă! Ce-i ăsta? Fast food? Mmm, ce bun e! Încă două porții, vă rog! Wow! Aș putea să-i admir pentru totdeauna ochii căprui! Ce drăguț e! Aș putea urmări astea ore întregi! Scumpa mea, la ce te uiți? Iar ești pe contul de TikTok al lui Kevin? Scumpa mea? Da? Voila, l-am găsit pe Kevin! Da, eu sunt! Vrei să fii prietena mea? Poftim! Am auzit că îți place ciocolata! Dar mai întâi hai să facem un clip pentru TikTok! Hai cu mine! Clipul ăsta o să devină sigur viral! Ce bine te-ai mișcat! A fost incredibil, scumpa mea! Te distrezi acolo, draga mea? Ah, mingea! E sub canapea! Ce grețos e aici! De unde au apărut firimiturile astea? Știu ce am de făcut! Cineva trebuie să facă rapid curat! Dar trebuie să-mi protejez mâinile! Toate bune? Nu trebuie să faci curat? Avem angajați pentru asta? Ați sunat, domnule? Se pricepe la asta, nu-i așa? Oare la ce sunt bune astea? Ia să vedem! Are toate culorile mele preferate! O să-mi folosesc degetele! E mai moale decât credeam! Arată bine momentan! Wow! Acum o să gust din asta! De fapt, dulciurile astea au un gust oribil! Să trecem peste! Uite! Acum arăt fix ca tine! Produsele mele de machiaj! Am greșit cu ceva? Îmi pare rău! Uite cum arată toate! $200 pe apa sâmbetei! Nu pot! Of! Cum a putut să fac asta? Știam eu că n-o să dureze mult! Trebuie să revin la viața trăită printre gunoaie! Și ce mult îmi plăcea aici! Și mâncarea era delicioasă! Dar cel mai mult o să-mi fie dor de ei! Nu pot pleca! Scumpa mea? Îmi pare foarte rău pentru ce am făcut! Mă puteți ierta? Se mai întâmplă și accidente, scumpa mea! Dar noi o să te iubim mereu! Hei, pun pariu că pot să fac o omletă cu astea! Ta-dam! O, da, cu asta? Încă un ou vine imediat! Of, mai am o singură șansă! Scumpule, nu! Lasă băta! Ok, vezi oul ăsta? Coșile rămân în afara tigăii! Repetiția este mama învățăturii! Frate, gustările astea de după școală sunt nasoale! Bleah, plictisitoare! Hei, ce-ar fi să căutăm acolo? Mama îl reumple mereu! Vezi? Chestia asta clar nu era aici de dimineață! Hai să anunțăm tortul! Oare câte felii are? Ai grijă cu el, da? Lingurile sunt pregătite! O să fie grozav! Ah, ce bun a fost, nu-i așa? Stai, e un bilețel sub chestia asta? Tort pentru mama? Ce-am făcut? Poate reușim să facem un alt tort? Oare merg bezelele? Cu ciocolată, cred că da! Pune niște pătrățele de ciocolată în tavă!
Apoi adaugă niște benzele uriașe. Și ultimul pas, dar nu cel din urmă, bagă nițel tava în cuptor. Pe curând! După ce începe să arate așa, poate fi scoasă din cuptor. Ai grijă, e super fierbinte! Uite ce frumusețe! O să-i placă la nebunie mamei! A ajuns acasă! Bună, scumpule! Ți-ai adus aminte că e ziua mea? Poftim, folosește-l pe ăsta! Măi, ce inventiv ești! Un sos de bezele topite! Cald și lipicios! Zici că e un strop de vară în farfurie! Super! Nu ești tu cel mai dulce fiu din lume? Te iubesc! Da! Abia aștept să gust bunătatea asta! Limonadă 5 cenți! Proaspăt stoarsă de subsemnata! Veniți să o luați! Salutare! E destulă! Haideți! Vă e sete, nu? Savurați-o! Ce repede s-a consumat! Nu mi-a mai rămas nici măcar un strop! Acum ce mai vând? Ce s-a întâmplat? Nu mai am marfă! Ce păcat! Dar poate că pot schimba sucul! Vezi pe penele ăsta roșu? Înfige-i chestia asta în coajă! Apoi scoate-o! Și ai obținut o găurică! Vezi? Bagă chestia asta acolo și e totul gata! Încape perfect! Acum folosește un cuțit ca să-i dai cep! Apoi bagă blenderul ăsta înăuntru ca să transform pulpa în suc! Poți să vezi totul acolo! Și acum vine partea distractivă! Un pahar de suc de pepene roșu, te rog! Nu are cum să fie mai proaspăt de atât! Și acum recompensa mea pentru toată munca grea! Mai trebuie doar să schimbăm afișul! Așa! Ok, să vină clienții! E destul pentru toată lumea! Ce bine că pătura asta e suficient de mare! Îi dă un nou aspect canapelei, vezi? Super! Opa! E ok, trebuie să împiedic lumina asta să pătrundă! Oficial a început seara de film 3D! Super! Nu, stinsă! Mult mai bine! Pare că are probleme, ha? Mersi pentru floricele, tată! Blea! Ce e neregulă cu astea? Betty, ce e cu fața asta? Sorate? Tu și nasurile tale! Oficial, seara de film a fost distrusă! Doamne, Betty, vrei ceva dulce? Nu! Bine! Mereu e atât de mofturoasă! Pot să fac floricelele astea speciale! Dar în loc de microunde o să le fac în tigaie pe aragaz! Dar ăsta e doar primul pas! Din moment ce îi plac chestiile dulci, o să adaug caramelele astea simpatice! Și acum așteptăm să se întâmple magia! Deja se întâmplă chestii! Stropește uleiul ăla! Dar asta înseamnă că funcționează! Și fără să-ți dai seama, ai obținut deja niște floricele! Sau mai bine zis, floricele caramelizate! Chiar miros bine! Hei, Betty! Deja a dormit? Ce păcat! Se pare că-mi rămân mie mai multe! Ce bune sunt! Cum naiba se desface chestia asta? Se moaie! Ce fruct păros! E ca și cum ai linge pisica! Poate dacă tai fructul ăsta? Până acum e bine! Dar am îndepărtat tot miezul! Abia dacă mi-a rămas ceva de mâncat! E inutil! Sunt cel mai prost bucătar din toate timpurile! Scumpule? Ce se întâmplă acolo? Plângi? Kiwi mă urăște! Putem rezolva problema asta? Stai să mă gândesc! Îl vezi pe ăsta?
Ia-ți cuțitul și taie-l așa. Apoi taie și bucata aia în jumătate și fă la fel și cu cealaltă parte. Acum trage bucata pe marginea unui pahar până se separă coaja de fruct și cade direct în pahar. E gata, vezi? Mamă, ești un geniu al tăierii fructelor! Opa, chestiile astea sunt alunecoase! Eh, nu s-a întâmplat nimic rău. Dar poate că e utilă o furculiță. Ta-da! Ah, ok, mulțumesc! Ce bun e! Tu ești micul meu kiwi, scumpule! Poftim, David! Eu, arată ca un castron cu noroi! Haide, mă, e bun pentru tine, gustă-l! Nu știu ce să zic, mamă! Scârbos! Nu pot să mănânc așa ceva! Sunt niște lături! Ce zici de tortul ăla de acolo? Am mai multă poftă de el? Atât multă glazură? Nu, în niciun caz! Știu! Mereu ți-a plăcut portocalele! Dar nu e același lucru ca un tort, mamă! Nu, mersi! Poate mai am altceva? Niște iaurt bogat în proteine? Uite ce-am pentru tine, David! Nu știu! Nu cred că o să-mi placă! Stai! Cred că mi-a venit o idee și mai bună! Necesită o mică pregătire! Descojește niște portocale, apoi înfige-le într-o frigăruie din lemn. Pune-le într-un vas mare ca ăsta. Și acum toarnă iaurtul tău preferat. Ăsta o să fie delicios împreună cu fructele. Și poți adaugi oricâte arome diferite vrei. Aproape că s-a umplut vasul. Acum hai să-l băgăm nițel în frigider. Și după doar o jumătate de oră o să obții o gustare delicioasă. Pune obiectul pe orizontală și scoate frigăruia. Ar trebui să stea ok și fără ea. Apoi tai obiectul în felii. Nu-i așa că arată frumos înăuntru? E ca și cum ai mâncat desert, dar fără zahăr în exces. Ăsta-i mic dejunul meu? Așa da! Miroase grozav! Pumperiuca, poți să le apăs pe astea în 2 secunde! Ai fost la magazin? Și ți-am adus gustarea ta preferată, înghețată de vanilie! Să vedem, am cumpărat și alte chestii. Doar asta mă interesează? Dar trebuie să fie așa de moale? Zici că e supă de înghețată? Oh, nu! Ah, nu plânge, te rog! Uite, o să rezolv eu problema. Hei, pot să folosesc jucăria ta specială? Cred că pot să încropesc ceva. Pune alunele tale preferate în toate găuricile astea. Apoi toarnă înghețata ta topită. Poți să folosești orice aromă vrei. Dar să acoperi totul complet. Perfect! Acum bag-o cu grijă în congelator. Și încearcă să înoverși pe drum. Și acum așteptăm timp de 10 minute. Gata! Pune-o pe o farfurie cu fața în sus. Vezi? Oh, e minunată, tati! Stai! Aproape că uitasem de partea cea mai bună! Îți place siropul de ciocolată, nu? Poftim! Ești cel mai tare, tati! Se pare că am folosit toate alunele. Nu mi-a mai rămas niciuna. Curcubeu pe cerul gurii! Mă bucur că am fost de folos! Of, durează o veșnicie să umflu colacul ăsta. Stai! Ce naiba se întâmplă acolo? Bună, Lexi! Intri în piscina asta azi? Ah, ador să merg la plajă! Ce zi grozavă pentru asta! Pare un loc bun de stat aici! Oh, ia te uită! Un ghiozdan nesupravegheat! O să le iau pe ambele! Super! Acum hai să vedem dacă mai găsesc altceva de furat. Ador căldura soarelui. Stai, de ce oare am impresia că mă urmărește cineva? Huh? Cine e acolo? Are binoclu?
Oh, nu! M-a văzut! Poartă-te normal! Ah, ce dubios! Cred că o să-mi trag geanta mai aproape. Știi ceva? Cred că ar trebui să-mi ascund și banii. Bancnotele o să stea frumos aici împăturite. Dar știi ce? Un scutec curat e totuși prea tentant. E timpul să scot ciocolata. O să o pun pe scutec și o să-l las să se topească. Oh, da, e topită. Acum o să mânjesc pe aici. Arată atât de scârbos. Nimeni nu o să se uite în interior. Sunt genială. Serios, clar nu trebuie să-mi fac griji în privința banilor mei. Ah, se ridică și își lasă geanta. Acum e șansa mea să fur o altă geantă cu bunătăți. Cât de proastă să fie. Efectiv să-și lase lucrurile aici. E perfect pentru mine totuși. Vai, nu se poate. Cât de scârbos. Poate merge să iau măcar geanta de sub scutec? Nu, nici gând. Scutecele murdare sunt prea scârboase. Uh-oh, se întoarce. Trebuie să o șterg de aici. A fost o plimbărică plăcută. Ah, uite, scutecul meu murdar e încă aici. Mi-a păzit banii și geanta de hoțul ăla. Sigur o să mai folosesc trucul ăsta în viitor. E timpul pentru o gustare. Oh, Doamne! Nu pot să cred ce văd. O să vomit. Hoțul fuge. Cât de amuzant. E super cald azi afară, dar am ajuns aici. Uf, dar acum trebuie să mănânc ceva. Cine ar fi crezut că după o drumeție poate să ți se facă atât de foame? Eh, să vedem ce gustări mi-am luat la mine. Ghiozdanul ăsta e mult mai mare și mai adânc decât îmi aduceam eu aminte. Ah, așa, am găsit ceva. Și? Sunt niște chiloți? Nu-mi trebuie ăștia. Nu mi-amintesc să fi luat ursul ăsta. Ah, asta e gustarea pe care o căutam. O banană! Dar, banana e o gustare plictisitoare. Nu se poate! Aia e lizi și are bezele rumenite. Ce zici, banano? Vrei și tu? Ok, ne trebuie ceva. Ah, conserva aia e bună. Trebuie să fie desfăcută așa, ca și cum ar fi decojită. Nu-i așa, banano? Apoi o să pun o bucată de folie de aluminiu peste conservă. Vreau să o înfășor peste franjurii conservei. Așa, am făcut un coșuleț din metal pentru cărbunii mei. E timpul să-i aprind și să aștept să se încălzească. Ok, banano, e timpul să strălucești. O să despic banana, uite așa. Acum vine partea cea mai bună. Umplerea bananei cu pepite de ciocolată și bezele. Și acum banana o să se coacă pe grătarul ăsta. Mai trebuie doar să aștept să se topească și să se gătească. Ok, cred că a trecut destul timp. Oh, ia uite ce ciocolată cremoasă și bezele și banană! Un deliciu! Lexi! Hei, bună! Sunt eu, Lizzy! Ce ai acolo? Pentru că mi-am adus lingura! Ah, bine, poți să iei și tu din banana mea, bărcuță! Mersi! Ah, ce apetisant arată! Și te pap! Oh, wow, e super delicioasă! Ești atât de isteață! Mersi! Poftim, mai ia, e destulă! Ce modalitate grozavă de a-ți petrece după amiaza! Lexi! Ador să stau în piscină! Ar trebui să intri și tu! A, sigur! Stai puțin să-mi termin gustarea! Poftim? Haide! Mai ai o grămadă de chipsuri! Vino aici! Trebuie să-mi termin chipsurile astea pentru că sunt grozave! Lexi! Haide, intră în apă cu mine! Apa e bună! E timpul să notăm! Of, glumești? Haide, o să-ți ia toată ziua în ritmul ăsta. Ai dreptate, o să intru. Dar stai, chipsurile mele. Intră în piscină. Ok, ok, vin, nu pleca nicăieri. Trebuie să ajung la scară. Bun, am venit, sunt în piscină. Trebuie să-mi mănânc chipsurile acum. Intră în gura mea. Nu, am pierdut unul în apă. Lex, ești ridicolă. Uite, ai nevoie de ceva de genul ăsta. Vezi? Am un mic colac pentru băutura mea. Oh, wow, e super tare și simpatic. Mi-a venit o idee. Bun, am un pahar de plastic. Și o să-mi pun farfuria pe deasupra. Acum pot să-mi torn sucul în pahar. Nu pot să mănânc chipsuri fără un pic de suc răcoritor. Așa, cred că ajunge deocamdată. E timpul să pun chipsurile. Și evident că am nevoie și de un pai. Îi dă un vibe tropical. Ta-da! E timpul să mă întorc în piscină cu gustările mele. M-am întors! Și uite, Lizzy, am o nouă metodă de a mânca gustările în piscină. Wow, șmecher! Sunt super impresionată. Hai, frate, mi s-a terminat băutura. Ce trist! Eh, cred că o să beau niște apă din piscină. E grozav să stai în piscină. Ador vara!
Hei, Lizzie! Scuze că am întârziat nițel. M-am oprit la magazin pentru că m-am gândit că ne trebuie niște biscuiți. Și suc. Și o căciulă. Poftim? De ce? A, stai așa, mă sună cineva. Poftim, ținem tu ăsta. Doamne, cât de greu e! Ce naiba are aici? Vai de mine! Și-a băgat un pepene întreg în ghiozdan. Oare ce plănuia să facă totuși cu pepenele ăsta? Eh, ia să vedem ce mai e aici. Un cuțit normal. Sigur am nevoie de el ca să tai pepenele. Uf, e un cuțit de plastic totuși. Nu merge deloc. Haide, cuțitașule, hai că poți. Am încredere în tine. Abia dacă i-am zgâriat nițel coaja. O să încerc să folosesc foarfeca atunci. Pepene, o să vezi tu acum. Da, ok, merge bine. Gata. Stai, ce naiba? Doar am scrijelit-o inimioară? Pepenele ăsta mă scoate din minți. Ai dat de belele acum, pepene? Poftim? Nici măcar nu s-a crăpat? Îți bați joc de mine! Cred că ăsta e un fel de super pepene. Nimic nu funcționează. Da, ok, da, vorbim mai târziu. Pa! Iu, scuze, apelul a durat mai mult decât credeam. Ok, dăm pepenele ăla. Ok, mersi. Acum privește, o să tăiem pepenele ăsta cu o scobitoare. Uite! Bam! Scobitoarea intră în coajă. Ești pregătită? Hai-ya! Wow! Cum ai făcut asta? E imposibil! E doar puterea mea uimitoare și acum pot să-l desfac. Poftim, asta e jumătatea ta. Ura! Ador pepenele proaspăt! Abia aștept să-l mănânc. Pepenele ăsta e atât de bun, dulce de tot. Nici nu mă mai chinui cu lingura, mușc direct din el. Ce după amiază grozavă! Mersi, Lexi! Și nu o să-ți vină să crezi ce mi-a zis apoi. Wow! Locul ăsta e atât de frumos! Trebuie să facem picnicul aici. Avem pătura și băuturile. O să avem și gustarea dacă reușesc să deschid punga asta. Oh, nu! Ups! Oh, n-am vrut să se întâmple asta. Grozav! Floricelele sunt peste tot acum. Ce mă fac? Nu am un castron sau altceva în ce să le pun. Stai! Avem o rolă de șervete de hârtie. Cred că pot să încropesc ceva din ea. Ok, am un șervet din hârtie și acum o să despic materialul. O să fac ușurel, totuși. Trebuie să fac un mic buzunar. Perfect! Uite așa! Acum toate floricelele pot să intre acolo. Ta-da! Am făcut o mică punguță cu gustări doar dintr-un șervet de hârtie. Acum pot să-mi ronțăi în sfârșit gustarea sărată favorită. Wow, Lizzie! Trebuie să recunosc că sunt extrem de impresionată. Lexi, nu! Sucul tău! Huh? Oh! Iu, a fost cât pe ce! Dar am reușit să prind? Să vedem! Aș fi vrut să găsesc ceva ce poate fi folosit pe post de capac. Poftim! Un șervet de hârtie ne sare iar în ajutor. Oi, steață treabă! Cred că o să meargă. Mă asigur că stă fix și apoi îl trag în jos. Gata! Uite așa! Și acum hârtia funcționează pe post de capac. Ia uite! Vezi? Sucul nu se varsă! Frate, suntem tare azi cu șervetele de hârtie. Poftim, ia niște floricele ca să sărbătorim. Uf, ce însorit e azi. Poate prea însorit, mă încing stând aici. Evantaiul ăsta abia se simte în căldura asta infernală. Uf, nu merge. De ce ești un soare torid azi? Uf, clar nu trebuia să mă uit fix la el. Hei, ce mai... Oh, sigur, pot să iei apa. Wow, ia-o și tu mai ușor. Păi prea repede apa aia. Dă-mi aia, sigur o să mă răcorească. Înghețata e cea mai bună într-o zi toridă. Wow, vezi ce văd și eu? E plăcerea mea. Bună! Huh? Ah, bună! Huh? Eu, nu mersi. Stai, pleacă? Unde se duce? Și de ce? Oh, nu! Înghețata asta la cornet mi s-a topit pe toată mâna. Ah, nasol. Mâna ei murdară l-a gonit pe tipul ăla. Eh, chiar dacă mi-a furat-o, poate reușesc să o ajut. Sigur pot să rezolv problema. Trebuie doar să folosesc sticla asta de plastic. O să înclin așa. Gata, am rezolvat problema cu înghețata care se topește. Poftim! Acum înghețata stă în recipientul ăsta. Oh, a revenit înghețata! Mersi mult! Oh, se întoarce tipul! Ah, nu mai are înghețată pe toată mâna! Vai de mine, vine încoace! Hei, ce mai faci? Vrei să ne plimbăm împreună?
Sunt o prietenă atât de bună. O să aibă o zi grozavă. Aha, știu. Hei, puștule, îmi dai tricicleta ta? Îți dau în schimb ciocolata asta uriașă. Ia-o. Deci mi-o dai? Nu? Știi să negociezi. Ce zici de un telefon nou? Super! Dăm tricicleta. Ok, asta e ultima mea ofertă. Sigur. Wow, ce se întâmplă aici? Dă-l încoace. Dă-i tricicleta domnișoarei. Cu plăcere. Ce familie minunată. Să trecem la treabă. O să colorez tricicleta cu vopsea la spray aurie. O să arate mai elegant așa. Trebuie să o acopăr complet. Și roțile. Trebuie să aștept să se usuce vopseaua. Apoi o să pun o bucată de sticlă deasupra. Și am obținut o măsuță distractivă. Cred că o să comand niște tăieței. Niște... Hei, ce-i asta? Wow, am o măsuță de cafea. Arată extraordinar. Stai! Avem nevoie de niște gustări. Am adus niște popcorn. Nu-mi vine să cred că n-am mai folosit până acum o măsuță de cafea. Deci, restaurantul ăsta cu tăieței o să-ți placă. Ai înțeles? Eu nici măcar nu decorez camerele. Totul se rezumă la magia televizorului. A, ce miroase! Îți miros picioarele, clar, dar vine de la covor. Voiam să dau cu aspiratorul, dar n-am aspirator. Trebuie să-l curățăm cumva. Da, sigur. Putem începe prin a mătura gunoiul. Plouă cu popcorn. Credeam că mi-am pierdut ochelarii. Văd din nou. Ce de gunoaie. Super, nu mai trebuie să spăl rufele. Hei, încercam să mănânc ceva. Ține-mă în brațe. M-am săturat. Mă mut de aici. Dispar de aici. Bine că am terminat cu asta. Stai să mă gândesc puțin. Știu. Cu cine vorbește? O să încep prin a lipi niște scoci de covor. O să creez secțiuni diferite și forme diverse. Scociul va servi pe post de ghidaj. Și o să adaug niște culoare cu vopsea la spray. Pot să umplu fiecare secțiune cu o altă culoare. O să arate ca o operă de artă. Apoi deslipesc scociul. Ce părere ai? Nu-mi vine să cred că e același covor. Arată extraordinar. Vino încoace. Ce diferență. Wow, parcă nici n-ar fi aceeași cameră. Avem nevoie doar de niște detalii. Ce e în cufărul ăla? Deschide-l. Să știi că habar n-am ce conține. Hai să vedem. Putem folosi chestiile astea. Decorațiunile astea o să te facă să te simți ca acasă. O să arate super. Am uitat că am toate astea. Cred că le-am folosit pe toate. Arată bine, nu-i așa? Ne-am descurcat de minune. Deși... nu prea mă potrivesc cu camera. Nu-i bai. Nu doar camerele au nevoie de transformări. N-avem nevoie de asta. Wow, mulțumesc. Totul arată super. Mă bucur că-ți place. Hei, camera ta de ce arată așa? Se pare că mai am puțină treabă. Ești în siguranță aici, scumpa mea? Poți să-mi spui mami? Bun venit acasă, scumpa mea! Ciocolată! O să păstrez! Sau poate nu! Am nevoie de niște haine noi! Unde e coșul ăla mare de gunoi? Aha! Ăsta arată mai rău ca hanoracul meu! Scumpa mea! Sunt murdare! Vino înapoi! Te duc la shopping, ok? Te-am prins! Nu mai căuta prin gunoi, bine?
îți cumpăr eu tot ce-ți trebuie. Da, alo, avem nevoie imediat de haine. Nu, e urgent. Wow! Sper că ajung. Pare a fi mărimea ta. Îmi place să te văd zâmbind. O să aștept. Wow, parcă ai fi o prințesă. Nu e așa că arată minunat? Atâta timp cât are buzunare. Ah, asta o să o trezească din somn pe micuța domnișoară. Bună dimineața, e timpul să începe o nouă zi, ca să nu ai picioarele reci. Papuci de casă, bagă-ți piciorușele în ei. Sper că ți-e foame, micul dejun e gata, dar mai întâi trebuie să te speli pe dinți. Poftim, periuța de dinți, domnișoară, sper că-ți place pasta de dinți aurită. Așa o să arate viața mea de acum? Trebuie să am grijă de zâmbetul ăsta de $1,000,000. Stai puțin! Nimeni nu mi-a spus că avem un animăluț. Ah, ce pufos e! Sigur mor de sete, sper că-ți place laptele rece. Bravo! Hai, prinde-l! Nu ești foarte plină de viață azi, dar tot e mai bine decât deloc, cred. Oh, ce drăguț! Mă întorc imediat! Scumpa mea, cineva vrea să te cunoască! Prima ta pisicuță! Îi poți spune ce nume vrei! E adoptată, fix ca tine! Distracție plăcută, scumpa mea! Totul arată excelent! Poate ceva dulce la desert? Ce mult îmi place restaurantul ăsta! Au chiar orice aici? E incredibil! Arată pur și simplu extraordinar! Ești sigură? Ce slinoase sunt! Nu pot mânca așa ceva! Sunt alge de mare! Nu, nu mă ating de așa ceva! Miros a ocean! Cine-i papagalul ăla? O să primească un burger! Da, vreau și eu același lucru! E distractiv! Dacă spui tu... Mi-am revenit! Aici e fix comanda dată de Richard! Vai de mine! N-am mâncat niciodată un cartof pie! Ce mâncare interesantă! Ce-i ăsta? Fast food? Ce bun e! Încă două porții, vă rog! Wow! Aș putea să-i admir pentru totdeauna ochii căprui! Ce drăguț e! Aș putea urmări astea ore întregi! Scumpa mea, la ce te uiți? Iar ești pe contul de TikTok al lui Kevin? Scumpa mea? Da? Voila, l-am găsit pe Kevin! Da, eu sunt! Vrei să fii prietena mea? Poftim! Am auzit că-ți place ciocolata! Dar mai întâi hai să facem un clip pentru TikTok! Hai cu mine! Clipul ăsta o să devină sigur viral! Ce bine te-ai mișcat! A fost incredibil, scumpa mea! Te distrezi acolo, draga mea? Ah, mingea! E sub canapea! Ce grețos e aici! De unde au apărut firimiturile astea? Știu ce am de făcut! Cineva trebuie să facă rapid curat! Dar trebuie să-mi protejez mâinile. Toate bune? Nu trebuie să faci curat? Avem angajați pentru asta? Ați sunat, domnule? Se pricepe la asta, nu-i așa?
Oare la ce sunt bune astea? Ia să vedem. Are toate culorile mele preferate. O să-mi folosesc degetele. E mai moale decât credeam. Arată bine momentan. Wow! Acum o să gust din asta. De fapt, dulciurile astea au un gust oribil. Să trecem peste. Uite, acum arăt fix ca tine! Produsele mele de machiaj! Am greșit cu ceva? Îmi pare rău! Uite cum arată toate! $200 pe apa sâmbetei! Nu pot! Of! Cum a putut să fac asta? Știam eu că n-o să dureze mult! Trebuie să revin la viața trăită printre gunoaie! Și ce mult îmi plăcea aici! Și mâncarea era delicioasă! Dar cel mai mult o să-mi fie dor de ei! Nu pot pleca! Scumpa mea? Îmi pare foarte rău pentru ce am făcut! Mă puteți ierta? Se mai întâmplă și accidente, scumpa mea! Dar noi o să te iubim mereu! Hei, pun pariu că pot să fac o omletă cu astea! Ta-dam! O, da, cu ăsta? Încă un ou vine imediat! Of, mai am o singură șansă! Scumpule, nu! Lasă băta! Ok, vezi oul ăsta? Coșile rămân în afara tigăii! Repetiția este mama învățăturii! Frate, gustările astea de după școală sunt nasoale! Bleah, plictisitoare! Hei, ce-ar fi să căutăm acolo? Mama îl reumple mereu! Vezi? Chestia asta clar nu era aici de dimineață! Hai să anunțăm tortul! Oare câte felii are? Ai grijă cu el, da? Lingurile sunt pregătite! O să fie grozav! Ah, ce bun a fost, nu-i așa? Stai, e un bilețel sub chestia asta? Tort pentru mama? Ce-am făcut? Poate reușim să facem un alt tort? Oare merg bezelele? Cu ciocolată, cred că da! Pune niște pătrățele de ciocolată în tavă! Apoi adaugă niște bezele uriașe! Și ultimul pas, dar nu cel din urmă, bagă nițel tava în cuptor! Pe curând! După ce începe să arate așa, poate fi scoasă din cuptor! Ai grijă, e super fierbinte! Uite ce frumusețe! O să-i placă la nebunie mamei! A ajuns acasă! Bună, scumpule! Ți-ai adus aminte că e ziua mea? Poftim, folosește-l pe ăsta! Măi, ce inventiv ești! Un sos de bezele topite! Cald și lipicios! Zici că e un strop de vară în farfurie! Super! Nu ești tu cel mai dulce fiu din lume? Te iubesc! Da! Abia aștept să gust bunătatea asta! Limonadă 5 cenți! Proaspăt stoarsă de subsemnata! Veniți să o luați! Salutare! E destulă! Haideți! Vă e sete, nu? Savurați-o! Ce repede s-a consumat! Nu mi-a mai rămas nici măcar un strop! Acum ce mai vând? Ce s-a întâmplat? Nu mai am marfă! Ah, ce păcat! Dar poate că pot schimba sucul! Vezi pepenele ăsta roșu? Înfige chestia asta în coajă! Apoi scoate-o! Și ai obținut o găurică! Vezi? Bagă chestia asta acolo și e totul gata! Încape perfect! Acum folosește un cuțit ca să-i dai cep! Apoi bagă blenderul ăsta înăuntru ca să transform pulpa în suc! Poți să vezi totul acolo! Și acum vine partea distractivă! Un pahar de suc de pepene roșu, te rog! Nu are cum să fie mai proaspăt de atât! Și acum recompensa mea pentru toată munca grea!
Mai trebuie doar să schimbăm afișul. Așa. Ok, să vină clienții. E destul pentru toată lumea. Ce bine că pătura asta e suficient de mare. Îi dă un nou aspect canapelei, vezi? Super! Opa! E ok, trebuie să împiedic lumina asta să pătrundă. Oficial a început seara de film 3D. Super! Nu, stinsă. Mult mai bine. Are care probleme, ha? Mersi pentru floricele, tată. Ha? Blea! Ce e neregulă cu astea? Betty, ce e cu fața asta? Sorate? Tu și nasurile tale! Oficial, seara de film a fost distrusă! Doamne, Betty, vrei ceva dulce? Nu! Bine! Mereu e atât de mofturoasă! Pot să fac floricelele astea speciale! Dar în loc de microunde o să le fac în tigaie pe aragaz! Dar ăsta e doar primul pas. Din moment ce îi plac chestiile dulci, o să adaug caramelele astea simpatice. Și acum așteptăm să se întâmple magia. Oh, deja se întâmplă chestii. Stropește uleiul ăla. Dar asta înseamnă că funcționează. Și fără să-ți dai seama, ai obținut deja niște floricele. Sau mai bine zis, floricele caramelizate. Chiar miros bine! Hei, Betty! Deja a dormit? Ce păcat! Se pare că-mi rămân mie mai multe! Ce bune sunt! Cum naiba se desface chestia asta? Se moaie! Ce fruct păros! E ca și cum ai linge pisica! Poate dacă tai fructul ăsta... Până acum e bine! Dar am îndepărtat tot miezul! Abia dacă mi-a rămas ceva de mâncat! E inutil! Sunt cel mai prost bucătar din toate timpurile! Scumpule? Ce se întâmplă acolo? Plângi? Kiwi mă urăște! Putem rezolva problema asta? Stai să mă gândesc. Îl vezi pe ăsta? Ia-ți cuțitul și taie-l așa. Apoi taie și bucata aia în jumătate. Și fă la fel și cu cealaltă parte. Acum trage bucata pe marginea unui pahar, până se separă coaja de fruct. Și cade direct în pahar. E gata, vezi? Mamă, ești un geniu al tăierii fructelor! Opa, chestiile astea sunt alunecoase! Nu s-a întâmplat nimic rău. Dar poate că e utilă o furculiță. Ta-da! Ok, mulțumesc! Ce bun e! Tu ești micul meu kiwi, scumpule! Poftim, David! Eu arată ca un castron cu noroi! Haide, mă, e bun pentru tine, gustă-l! Nu știu ce să zic, mamă! Scârbos! Nu pot să mănânc așa ceva! Sunt niște lături! Ce zici de tortul ăla de acolo? Am mai multă poftă de el? Atât multă glazură? Nu! În niciun caz! Știu! Mereu ți-a plăcut portocalele! Dar nu e același lucru ca un tort, mamă! Nu, mersi! Poate mai am altceva! Niște iaurt bogat în proteine? Uite ce-am pentru tine, David! Nu știu! Nu cred că o să-mi placă! Stai! Cred că mi-a venit o idee și mai bună! Necesită o mică pregătire! Descojește niște portocale, apoi înfige-le într-o frigărie din lemn! Pune-le într-un vas mare ca ăsta! Și acum toarnă iaurtul tău preferat! Ăsta o să fie delicios împreună cu fructele! Și poți adaugi oricâte arome diferite vrei. Aproape că s-a umplut vasul. Acum hai să-l băgăm nițel în frigider. Și după doar o jumătate de oră, o să obții o gustare delicioasă.
Pune obiectul pe orizontală și scoate frigăruia. Ar trebui să stea ok și fără ea. Apoi tai obiectul în felii. Nu-i așa că arată frumos înăuntru? E ca și cum ai mâncat desert, dar fără zahăr în exces. Ăsta e mic dejunul meu? Așa da! Miroase grozav! Că poți să le apăs pe astea în 2 secunde. Ai fost la magazin? Și ți-am adus gustarea ta preferată, înghețată de vanilie. Să vedem, am cumpărat și alte chestii. Doar asta mă interesează? Dar trebuie să fie așa de moale? Zici că e supă de înghețată? Oh, nu! Ah, nu plânge, te rog. Uite, o să rezolv eu problema. Hei, pot să folosesc jucăria ta specială? Cred că pot să încropesc ceva. Pune alunele tale preferate în toate găuricile astea. Apoi toarnă înghețata ta topită. Poți să folosești orice aromă vrei. Dar să acoperi totul complet. Perfect! Acum bag-o cu grijă în congelator. Și încearcă să înoverși pe drum. Și acum așteptăm timp de 10 minute. Gata! Pune-o pe o farfurie cu fața în sus. Vezi? Oh, e minunată, tati! Stai! Aproape că uitasem de partea cea mai bună! Îți place siropul de ciocolată, nu? Poftim! Ești cel mai tare, tati! Se pare că am folosit toate alunele. Nu mi-a mai rămas niciuna. Curcubeu pe cerul gurii! Mă bucur că am fost de folos! Of, durează o veșnicie să umflu colacul ăsta! Stai! Ce naiba se întâmplă acolo? Bună, Lexi! Intri în piscina asta azi? Ah, ador să merg la plajă! Ce zi grozavă pentru asta! Pare un loc bun de stat aici! Oh, ia te uită! Un ghiozdan nesupravegheat! O să le iau pe ambele! Super! Acum hai să vedem dacă mai găsesc altceva de furat! Ador căldura soarelui! Stai! De ce oare am impresia că mă urmărește cineva? Huh? Cine e acolo? Are binoclu? Oh, nu! M-a văzut! Poartă-te normal! Ah, ce dubios! Cred că o să-mi trag geanta mai aproape! Știi ceva? Cred că ar trebui să-mi ascund și banii. Bancnotele o să stea frumos aici împăturite. Dar știi ce? Un scutec curat e totuși prea tentant. E timpul să scot ciocolata. O să o pun pe scutec și o să-l las să se topească. Oh, da, e topită. Acum o să mânjesc pe aici. Arată atât de scârbos! Nimeni nu o să se uite în interior! Sunt genială! Serios, clar nu trebuie să-mi fac griji în privința banilor mei! Ah, se ridică și își lasă geanta! Acum e șansa mea să fur o altă geantă cu bunătăți! Cât de proastă să fie! Efectiv să-și lase lucrurile aici! E perfect pentru mine totuși! Vai, nu se poate! Cât de scârbos! Poate merge să iau măcar geanta de sub scutec? Nu, nici gând! Scutecele murdare sunt prea scârboase! Oh, se întoarce! Trebuie să o șterg de aici! A fost o plimbărică plăcută! Ah, uite! Scutecul meu murdar e încă aici! Mi-a păzit banii și geanta de hoțul ăla! Sigur o să mai folosesc trucul ăsta în viitor! E timpul pentru o gustare! Oh, Doamne! Nu pot să cred ce văd! O să vomit! Hoțul fuge? Cât de amuzant! E super cald azi afară, dar am ajuns aici. Uf, dar acum trebuie să mănânc ceva. Cine ar fi crezut că după o drumeție poate să ți se facă atât de foame? Eh, să vedem ce gustări mi-am luat la mine. Ghiozdanul ăsta e mult mai mare și mai adânc decât îmi aduceam eu aminte. Ah, așa, am găsit ceva. Și? Sunt niște chiloți? Nu-mi trebuie ăștia. Nu mi-amintesc să fi luat ursul ăsta. Ah, asta e gustarea pe care o căutam. O banană! Dar, banana e o gustare plictisitoare. Nu se poate! Aia e lizi și are bezele rumenite. Ce zici, banano? Vrei și tu? Ok, ne trebuie ceva. A,
Conserva aia e bună. Trebuie să fie desfăcută așa, ca și cum ar fi decojită. Nu-i așa, Banano? Apoi o să pun o bucată de folie de aluminiu peste conservă. Vreau să o înfășor peste franjurii conservei. Așa, am făcut un coșuleț din metal pentru cărbunii mei. E timpul să-i aprind și să aștept să se încălzească. Ok, Banano, e timpul să strălucești. O să despic banana, uite așa. Acum vine partea cea mai bună. Umplerea bananei cu pepite de ciocolată și besele. Și acum banana o să se coacă pe grătarul ăsta. Mai trebuie doar să aștept să se topească și să se gătească. Ok, cred că a trecut destul timp. Ia uite ce ciocolată cremoasă și bezele și banană! Un deliciu! Lexi! Hei, bună! Sunt eu, Lizzie! Ce ai acolo? Pentru că mi-am adus lingura! Bine, poți să iei și tu din banana mea, bărcuță? Mersi! Ce apetisant arată! Și te pap! Wow! E super delicioasă! Ești atât de isteață! Mersi! Poftim, mai ia! E destulă! Ce modalitate grozavă de a-ți petrece după amiaza! Lexi! Ador să stau în piscină! Ar trebui să intri și tu! Sigur! Stai puțin să-mi termin gustarea! Poftim? Haide! Mai ai o grămadă de chipsuri! Vino aici! Trebuie să-mi termin chipsurile astea pentru că sunt grozave! Lexi! Haide! Intră în apă cu mine! Apa e bună! E timpul să notăm! Glumești? Haide, o să-ți ia toată ziua în ritmul ăsta. Ai dreptate, o să intru. Dar stai, chipsurile mele, intră în piscină! Ok, vin, nu pleca nicăieri, trebuie să ajung la scară. Bun, am venit, sunt în piscină, trebuie să-mi mănânc chipsurile acum. Intră în gura mea, nu, am pierdut unul în apă. Lex, ești ridicolă! Uite, ai nevoie de ceva de genul ăsta! Vezi? Am un mic colac pentru băutura mea! Wow! E super tare și simpatic! Mi-a venit o idee! Bun, am un pahar de plastic și o să-mi pun farfuria pe deasupra! Acum pot să-mi torn sucul în pahar! Nu pot să mănânc chipsuri fără un pic de suc răcoritor! Așa, cred că ajunge deocamdată! E timpul să pun chipsurile! Și evident că am nevoie și de un pai! Îi dă un vibe tropical! Ta-da! E timpul să mă întorc în piscină cu gustările mele! M-am întors! Și uite, Lizzie, am o nouă metodă de a mânca gustările în piscină! Wow! Șmecher! Sunt super impresionată! Hai, frate, mi s-a terminat băutura! Ce trist! Cred că o să beau niște apă din piscină! E grozav să stai în piscină! Ador vara! Hei, Lizzie! Scuze că am întârziat nițel! M-am oprit la magazin pentru că m-am gândit că ne trebuie niște biscuiți! Și suc! Și o căciulă! Poftim? De ce? Stai așa! Mă sună cineva! Poftim! Ținem tu ăsta! Doamne, cât de greu e! Ce naiba are aici? Vai de mine! Și-a băgat un pepene întreg în ghiozdan! Oare ce plănuia să facă totuși cu pepenele ăsta? Ia să vedem ce mai e aici! Un cuțit normal. Sigur am nevoie de el ca să tai pepenele. E un cuțit de plastic totuși. Nu merge deloc. Haide, cuțitașule, hai că poți. Am încredere în tine. Abia dacă i-am zgâriat nițel coaja. O să încerc să folosesc foarfeca atunci. Pepene, o să vezi tu acum. Da, ok, merge bine. Gata. Stai, ce naiba? Doar am scrijelit o inimioară? Pepenele ăsta mă scoate din minți! Ai dat de belele acum, pepene! Poftim? Nici măcar nu s-a crăpat? Îți bați joc de mine! Cred că ăsta e un fel de super pepene! Nimic nu funcționează! Da, ok, da, vorbim mai târziu! Pa! Iu, scuze, apelul a durat mai mult decât credeam! Ok, dăm pepenele ăla! Ok, mersi! Acum privește, o să tăiem pepenele ăsta cu o scobitoare! Uite! Bam! Scobitoarea intră în coajă! Ești pregătită? Hai-ia! Wow! Cum ai făcut asta? E imposibil! E doar puterea mea uimitoare și acum pot să-l desfac! Poftim! Asta e jumătatea ta! Ura! Ador pepenele proaspăt! Abia aștept să-l mănânc! Pepenele ăsta e atât de bun! Dulce de tot! Nici nu mă mai chinui cu lingura! Mușc direct din el! Ce după-amiază grozavă! Mersi, Lexi! Și nu o să-ți vină să crezi ce mi-a zis apoi? Wow! Locul ăsta e atât de frumos! Trebuie să facem picnicul aici! Avem pătura și băuturile! O să avem și gustarea dacă reușesc să deschid punga asta! Oh, nu! Ups!
Oh, n-am vrut să se întâmple asta. Grozav, floricelele sunt peste tot acum. Ce mă fac? Nu am un castron sau altceva în ce să le pun. Stai, avem o rolă de șervete de hârtie. Cred că pot să încropesc ceva din ea. Ok, am un șervet din hârtie și acum o să despic materialul. O să fac ușurel, totuși, trebuie să fac un mic buzunar. Perfect, uite așa, acum toate floricelele pot să intre acolo. Ta-da! Am făcut o mică punguță cu gustor doar dintr-un șervet de hârtie. Acum pot să-mi ronțăi în sfârșit gustarea sărată favorită. Wow, Lizzie, trebuie să recunosc că sunt extrem de impresionată. Lexi, nu! Sucul tău! Huh? Oh! Fiu, a fost cât pe ce. Dar am reușit să prind. Să vedem, aș fi vrut să găsesc ceva ce poate fi folosit pe post de capac. Poftim, un șervet de hârtie ne sare iar în ajutor. Oi, steață treabă, cred că o să meargă. Mă asigur că stă fix și apoi îl trag în jos. Gata, uite așa. Și acum hârtia funcționează pe post de capac. Ia uite, vezi, sucul nu se varsă. Frate, suntem tare azi cu șervetele de hârtie. Poftim, ia niște floricele ca să sărbătorim. Uf, ce însorit e azi! Poate prea însorit? Mă încing stând aici! Evantaiul ăsta abia se simte în căldura asta infernală! Uf, nu merge! De ce ești un soare torid azi? Clar nu trebuia să mă uit fix la el! Hei, ce mai... Oh, sigur, pot să iei apa! Wow, ia-o și tu mai ușor! Bei prea repede apa aia! Dă-mi aia! Sigur o să mă răcorească! Înghețata e cea mai bună într-o zi toridă! Wow! Vezi ce văd și eu? E plăcerea mea! Bună! Oh? Ah, bună! Oh? Eu, nu mersi! Stai! Pleacă! Unde se duce? Și de ce? Oh, nu! Înghețata asta la cornet mi s-a topit pe toată mâna! Ah, nasol! Mâna ei murdară l-a gonit pe tipul ăla. Chiar dacă mi-a furat-o, poate reușesc să o ajut. Sigur pot să rezolv problema, trebuie doar să folosesc sticla asta de plastic. O să înclin așa. Gata, am rezolvat problema cu înghețata care se topește. Poftim, acum înghețata stă în recipientul ăsta. Oh, a revenit înghețata, mersi mult. Oh, se întoarce tipul. Nu mai are înghețată pe toată mâna. Vai de mine, vine încoace. Hei, ce mai faci? Vrei să ne plimbăm împreună? Sunt o prietenă atât de bună! O să aibă o zi grozavă! Toată lumea adoră zilele toride și însorite de la plajă, nu-i așa? Nu ai nevoie de baloane cu apă ca să te răcorești! În schimb, aceste trucuri grozave pentru plajă să te lasă să te relaxezi și să te bronzezi! Ultima tăietură și brățara mea e gata! E drăguță! A venit Jennifer! Bună, Luna! Bună! Stai! Ți-ai făcut piercinguri? Super tare, nu-i așa? Voiam ceva diferit. Vreau și eu să fiu diferită. Am putea fi prietenele cu piercinguri. Ce idee bună! Haide să mergem! Bună, mă mai ții minte? Am adus o altă victimă, client adică. Teia, serios? Presupun că putem să o facem să arate șmecher. Vino aici! O să-ți placă la nebunie! Se pare că o să fac asta. Deci, mă gândeam la niște piercinguri aici. Super! S-o facem! Nu prea ești vorbăreață. O să te doară. Ăla-i acul? Unul dintre ele. Nu te mișca. Am zis, nu te mișca. A fost atât de jenant. Acul era imens. Dar chiar voiam un piercing. Nu prea mai avem ce să facem acum. Sau poate că avem. Cred că mi-a venit o idee. Avem nevoie de niște lipici pentru gene false. Și de mărgelele astea. Să o facem. O să pun niște lipici pe mărgică. Apoi o să presez pe pielea ta. Acum hai să facem un piercing în nas. Wow, arată grozav. Ce bine era dacă îmi venea ideea asta. Asta e ultima. Wow, mersi mult. Și a fost fără pic de durere. Arăți grozav! Prietenele cu piercinguri! Mama o să fie furioasă!
O nouă zi, o nouă lecție. Ah, uite, un burger. Pare delicios. Cred că e ziua mea norocoasă. Mușcă momela, uite! Pare în regulă. Ok, ce ciudat. Încalcă legile fizicii, dar îl vreau. Știam eu că o să-l ia. O să-l savurez. Acum e rândul meu. Start! Delicios! Ce? Vreți ceva de băut alături de burger? Voi ați făcut asta? Uite de la el! A fost grozav! Trebuia să mă aștept. Până aici! Pedepsă! Nu! Orice, dar nu asta! Un creion mic și unul mare? Uite de la el! Ne-ar sta grozav împreună! Suntem cuplul perfect! A, ești prea drăguță! O să te aștept mereu! E atât de frumușel! Vreau să fiu mereu cu tine! Am amețit! Ar fi atât de romantic! Uite, e un super creion! Dăm test? Nu mi-a spus nimeni! Nu știu nimic din toate astea! Mindy, psst, mă poți ajuta? Normal, scumpule! Chris, adică! Wow, super! Ești cea mai tare! Vai, mă iubește! Nu! Nu se poate! Hai să încingem atmosfera! Ce? Nu-i de bine? Ah, ce păcat! Da? Privește! Ce se întâmplă? Ah, nu pot să predau foaia asta! E doar vina ta! Ești invidioasă! Îți arăt eu ție! Bagă mare! Chris e al meu! Ia mâinile! Nu-l interesez! Alo? Poate am putea? Taci! Stai puțin! O să iau testul lui Ashley! O să fie atât de simplu! Ok, să începem ora, elevi! Vreau să vă văd că transpirați! Așa, simte cum arde! Bravo! Acum genuflexiuni! Dacă ziceți dumneavoastră, e dificil! Trecem mai departe! Ne atingem degetele de la picioare! Vreau să văd cum vă întindeți! Nu pot să-mi ridic piciorul atât de sus! Nu sunt deloc în formă! Trebuie să beau ceva! Pot să rezolv treaba asta? Ah, ce bine e! Atât de răcoritor! Hei, ești ok? Mi-e atât de sete! Cred că te ofilești! Nu arăți bine! Ce se întâmplă acolo? Hai! Poate merge să... Nu mai vorbiți! Haideți, mișcați-vă! Mai repejor! Nicio problemă! Eu fac o pauză! A, știu! Mi-ar prinde bine un plus de energie! Hei, Ashley! Ia uite ce am eu! Ce-i aia? Îngrășământ pentru plante? Wow! Văd că nu faceți sport! Prea multe prostii? Dă-mi chestia aia! Hei! E mea! Ce e chestia asta? O să gust nițel! Ce se poate întâmpla? Nu! Nu faceți asta! Opriți-vă! Ce aromă interesantă! Ce se întâmplă? Mă simt diferit! Wow! Arăt grozav! Chiar îmi stă bine verde! Wow! Hei! Nu mai stați degeaba! Mișcați-vă! Fără eforturi nu o să aveți rezultate! Vai! Ușurel! Nu pot să cred! Am luat un 4! Și eu? Cât de nedrept! Liniște! Ce e asta? Bună! Vai! Mindy, mi-a venit o idee! Nu se poate! M-am prins! Fetelor, nu mai vorbiți! Poartă-te normal! Mă bucur să te văd! Ahem, vrei să mă însoțești? Eu? Cu tine? Normal! Bun! Ieșim la întâlnire, adică ne vedem atunci!
Trebuie să mă pregătesc! O să mă machiez! Trebuie să arăt bine! Uită-te la ea! Nu mai am ruj! Ce mă fac? Hai să o facem! O să creez un val! Așa! Ce-i ăla? Ah! Ador rochia asta! E atât de frumoasă! Ador culoarea! Am mers! Ah, știu! O să vă placă asta! Ce faci? Aveți încredere în mine? Vă trebuie un nou look care să se asorteze cu rochia! O să vă înfășor părul pe deget! Adaug un pic de căldură! Arată bine! Wow! Continuă! Ah, ok! Nu o să dureze mult! N-am mai avut niciodată bucle! Sunt fabuloase! Ok, gata! Wow! Mulțumesc! Mă simt atât de chic! Super! Abia aștept să mă duc la întâlnire! Dar trebuie să fac ceva mai întâi! Da! Am trecut! N-am mai luat niciodată un 10 până acum! Se pare că suntem deștepte! Hei! Adică și profesoara are puteri magice? Șt! E micul nostru secret! Normal! Stați liniștită! Wow! Ce canal interesant! L-aș putea urmări non-stop! Ce stil genial are! E super morbid! Aș vrea și eu o transformare! Mai întâi o să-mi pun fond de ten pe mână! Mă gândi-la! După ce mi-acopăr mâna, pot folosi un creion dermatograf! O să desenez câteva linii subțiri! Vreau să arate ca o cicatrice! Arată bine, dar nu e gata încă! Acum arată fix cum trebuie! Wow! Am propria mână! O să ne distrăm de minune împreună! Stai! Ce faci? Parcă ar avea propria voință! Oprește-te! Hei! Vino înapoi! Aaaa! Wow! Ce bine! Ce se întâmplă? Vrei să citesc? Nu prea-mi plac cărțile, prefer să văd filmul! Ce se întâmplă? Aaaa! Unde sunt? E numai vina ta! Fii cu minte! Ce mai e? Ce stil diferit! Nu sunt sigură că aș putea purta așa ceva! Hai să vedem ce am pe aici! Toate sunt super colorate! Nu am nimic negru de îmbrăcat aici! Nu cred că am prea multe variante! Asta-i tot ce pot face! Ce facem? Vopsea la spray? Hei! Ce idee bună! Putem încerca! Stai! Ce faci? Am o presimțire rea! Dă-mă încoace! Dă-i drumul! Oprește-te! Vorbesc serios! Hai să facem asta ca la carte! Abia aștept! Stai pe loc! Wow! Ce diferit arată! Dar mai am nevoie de câteva modificări! O să cos bucăți de plasă în jurul decolteului! Așa o să capete un aspect unic! Poate ar trebui să mă fac designer de modă! O să aprobez! Aoleu! Am amețit! Wow! Ce păr am! Arăt super! Îți place? Ah! Vine mama! Scumpa mea! Ce-ai făcut? Eu nu curăț asta! La ce te referi? La asta! E artă modernă! Oh! Îmi place! Piu! Am păcălit-o! Cu ce ești îmbrăcată? Arăți ca un cadavru! Nu înțeleg deloc ce e la modă! Dar dacă ție-ți place, scumpa mea... Pa, mama! Am reușit! Bravo! Deci, ce urmează? Îmi place mult cum arăt acum, dar lipsește ceva! Am nevoie de câteva accesorii, inele, de exemplu! Oh, wow! De unde l-ai cumpărat? E super gotic și macabru! Îmi place mult! Mi-l dai mie, te rog! Te rog, te rog frumos! Ce rea ești? Hai, dă-l încoace! Nu mai fugi! Oare mâinile fug ca picioarele? Bună întrebare! Stai pe loc! Oprește-te! Vreau inelul ăla! Stai! N-am timp de așa ceva! Ești o mână super enervantă! Un stilou 3D? Ce idee bună! Așa îmi pot crea propriile inele!
Ce să desenez cu el? Ah, am o idee! Am trasat un contur, apoi o să-l acopăr cu stiloul 3D și o să umplu tot conturul. Apoi o să fac un cerc. Asta e partea ușoară. O să le lipesc între ele și o să mai fac câteva detalii cu plastic alb. Wow, ce înfricoșător arată! E fix ce-mi doream! N-am nevoie de diamante! Mi-am făcut și inele cu un liliac și cu o fantomă. Cum ți se par? Hmm? Vrei să ți le dau? Nu, sunt ale mele! Ești talentată la desen, dar faci desene cam morbide uneori. Adică pietre de mormânt? Ups, îmi vine să strănut! Apciu! Ah, sper să nu răcesc! Ar fi îngrozitor! Ah, mersi! Trebuie să-mi suflu nasul! Unde rămăsesem? Ah? 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 Apciu! Scuze! Dar ce pot să fac? Ce culoare să mai folosesc? Ce zici? Negru? Ah, ok! Ups, îmi vine iar să strănut! Nu, a trecut! Ce relaxant e să desenezi! Oh, nu! Simt că iar îmi vine să strănut și o să fie unul de proporții! Apciu! Ok, dă-l jos! Trebuie să scăpăm de el! Așa, camera asta are nevoie de o schimbare! Oh, da! Ce bine e! O să scap și de astea! Culorile astea sunt prea intense! Acum mi se potrivește mai bine! Arată bine, nu-i așa? Și hainele se potrivesc cu schema mea de culoare și scheletul adaugă un strop de mister! Crezi că am prea multe cranii? Nu, niciodată nu sunt prea multe! Ce mormânt, adică ce pat comod! Stai, nu mi-amintesc de asta! Asta când a apărut? Nu înțeleg! Tu ai făcut asta? Trebuie să o reparăm! Știu! O pot acoperi cu asta! O să-ți placă! O să acopăr pânza cu vopsea folosind un burete. Așa o să obțin un efect texturat. O să fac un cerc de vopsea gri. O să aștept să se usuce vopseaua. Apoi o să pun deasupra o farfurie. Acum o să acopăr spațiul rămas cu negru. Sper ca mama să nu se supere că îi folosesc farfuriile bune. Și apoi o să aștept să se usuce vopseaua. O să folosesc periuța de dinții a mamei ca să stropesc pânza cu vopsea albă. Ok, e suficient. Am decupat o vrăjitoare dintr-o coală de carton negru. O să o lipesc fix aici. Cum ți se pare? E perfect! Și o să acopere gaura. Păi, oarecum, cred că ne-am terminat treaba. Ce e ăsta? Ce lipicios e! Deslipește-te odată! Ce e de râs? E un moc, nu-i așa? Ah, ok, nu știam asta. Hei, Lexi, am găsit jucăriile astea vechi. Le poți sorta și poți dona unele dintre ele. Ah, chiar trebuie să fac asta? Te poate ajuta mâna asta ciudată. O urăsc! Ah, trebuie să plec! Nu ești chiar așa înfricoșătoare. Ok, hai să vedem ce avem pe aici. Oh, uite o păpușă! Ce mult îmi plăcea pe vremuri. Mă jucam mereu cu ea. Cred că are nevoie de o transformare. Adio, păr blond! Sper că stai comod. Prima dată o să-i vopsesc părul cu negru. Am nevoie de multă vopsea ca să-i acopăr rădăcinile. Încă puțin. Cred că e suficientă. Acum o pot întinde. O să folosesc periuța asta de dinți. O să mă ajute să acopăr complet vârfurile. Sigur o să-ți placă noua culoare. Ai încredere în mine și eu am folosit-o. Wow, arată extraordinar! Dar trebuie să scap de rochea asta roz și trebuie să te machez ca să se potrivească noului tău stil. O să te șterg cu un bețișor de urechi. Nu o să dureze mult. Mi-ar plăcea și mie să fiu răsfățată așa. Avem nevoie de o pânză goală. Mai întâi o să te acopăr cu vopsea albă. Nu te mișca! Nu vreau să te murdăresc pe păr! Wow, ce palidă ești! Pentru pasul următor folosesc o pensulă subțire. O să-ți desenez sprâncene noi cu grijă și apoi o să-ți desenez ochii. N-ai nevoie de gene false, ți le-am pictat direct la ochi. Acum am ajuns la buze și am o roche perfectă pentru tine. Arăți super, deși nu-ți stă bine părul. Să nu vomiți bine? Așa mai vii de acasă! Wow, parcă m-aș uita în oglindă! O, Lexi, cum merge treaba? Unde sunt jucăriile? Nu înțeleg! Nu, nu se poate! Ah, bună, mama! Ne distrăm copios! Nu renunți la jucării! Dar, nu mă simt prea bine! Ah, nu mă așteptam la asta! Nu cred că îi place cum arăți! Mama, trezirea!
Dă-te de pe mine! Ce amuzant! Oare ce-a pățit Hazel? Sper că e bine! Hazel? Cu ce ești îmbrăcată? Arăți diferit! Îți explic mai târziu! Ce-ai pățit? E îngrozitor! Povestește-mi tot! Concursul de dans! Nu sunt gata! Vrei să mă ajuți? Te rog! Asta e tot ce știu să fac! E îngrozitor! Oprește-te, te rog! O să mă bântuie imaginile astea! Vorbesc serios, parcă te-ar durea ceva! Ți-am spus că nu mă pricep! Ok, fii atentă la mine! Începem cu mișcările de bază! Trebuie să-ți miști mâinile așa! Acum e rândul tău! Așa? Apoi, învârte-le puțin! Lasă-te cuprinsă de ritm! Încearcă și tu! Pare destul de ușor! Ok, acum devine interesant! Mișcă-le în laterale! Începe încetişor! Așa e bine? Mă simt că încetat! Asta e ideea! De la început! Nu știu dacă pot! Am încredere în tine! Așa! Ți-a ieșit! Continua! Wow! Am învățat să dansez! Îmi place! Improvizez! Eram sigură că o să poți! Uite ce mișcări știu! Wow! Te pricepi? Da! Exersez mult! Ok! Facem schimb! Ești gata de marele final? Mâinile sus! Așa! Ai fost extraordinară! Mulțumesc foarte mult, Lexi! Ești cea mai tare! Ai dreptate! Adică, dacă spui tu! Vino încoace! Ce drăguț din partea ta! Unde a dispărut mâna? Nu mi-aduc aminte de cutia asta! Oare ce are înăuntru? Vechituri? Ia să vedem! Super! Un binoclu! Oare de unde l-avem? E util dacă vrei să spionezi pe cineva! Oh, nu! Iar îmi vine să strănut! Piu! Hei, ce tare! Așa mai vii de acasă! Ce n-ai? Hai să dăm muzica mai tare! Îmi place să ascult muzică rock când fac curat! Oh, da! La 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 la! Sunt un star rock! Solo de chitară! Așa! Cântă intens la chitară! Iuhu! Îmi place melodia asta! Aș putea dansa pe ea toată ziua! Mă simt plină de viață! Nu mă mai pot opri! Bebe mic, îți place cum dansez? Știu, e impresionant! O să te învăț și pe tine când crești mare! Dar n-ai văzut încă nimic! Wow, ce grațioasă ești! Wow, ce-a fost asta? Ce ciudat a fost! Mama! Unde ai găsit aia? E a ta cumva? N-am mai văzut-o niciodată! N-aș purta niciodată așa ceva! Ce tare ar fi fost! Stai! Mama are și ea o latură întunecată! Dar o să pun asta la loc în cutie! Uneori avem nevoie de un pic de inspirație când vine vorba despre o transformare! Dar nu e ceva rău dacă te ajută să te simți bine în pielea ta! Îți place cum arată Lexi acum? Spune-ne mai jos într-un comentariu! Nu uita să-l arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10!